Întâlnirea cu Florin Duțu, nu știu precis când s-a întâmplat, nu știu în ce împrejurări, cred că dânsul m-a contactat pe mine prin revista aceasta Gândirea. Mihai Marinică, din păcate, este un profesor, un inginer și profesor de teologie, de religie în Sibiu, o personalitate necunoscută a Sibiului și care în 1990 a început revista Gândirea. Asta ca să vedeți un pic așa istoric cum încep aceste lucruri. Eu eram vecin cu el, întâmplător absolut, pe Bulevardul Victoriei, a început revista Gândirea, a încercat să adune în jurul lui, avea și un seri de filozofie pe care le ținea într-un anumit loc, în Sibiu. Câțiva teologi ne-a mai adunat în jurul lui, a început revista Gândirea, a fost tipărit primul număr și imediat după primul număr tipărit, sau după al doilea probabil, Maica Zamfira Constantinescu de la Sinaia află de revistă. Când află de revistă, poate că nu știți cine a fost Maica Zamfira, nici noi nu știam pe vremea aceea, a luat imediat legătura cu colegiul de redacție, din care inițiat și care era condus de către Mihai Marinică, și a preluat oarecum spiritual revista Gândirea. Acum el ar fi știut mai bine să vă explice cum a fost începuturile revistei. Și ne-au pus în legătură cel puțin cu două personalități foarte importante ale acestei reviste. Era vorba de Ovidiu Papadima, cel care în perioada interbelică ținea la revista Gândirea cronica literară, și Pan Vizirescu, prieten și apropiat al lui Crainic, poet și dramaturg, care și el fusese un colaborator aproape permanent al seriei vechi a revistei Gândirea, care a apărut între anii 1921 și 1944. Comuniștii, bineînțeles, că au interzis-o, este reluată în 90 și cu sprijinul acestei maici Zamfira, cu a maicilor de la Sinaia, un metoc al mănăstirii Prislop, revista a apărut până în anii 2004. În cadrul acestui contact, nu mai știu cum Florin Duțu dă de mine sau... Cred că el dânsul de mine și nu eu de el, că n-aveam cum altfel. Și îl invit în seara aceasta la pentru... Dacă auteam la lansarea de carte ne-am întâlnit. Oare, da? Prima oară, dar noi eram deja în contact, scriam sau... Intermediul unchiului de... Cred că mi-aduc aminte, încep să mi-aduc aminte, dar mă rog, nu este atât de important. L-am invitat în această seară pe, eu zic, cel mai... Dacă spun cel mai adevărat, e și un cuvânt foarte modern și nepotrivit și adevărul totuși necesită o mai mare atenție, dar este unul dintre cei mai asidui cercetători ai arhivelor în ceea ce privește pe Nichifor Crainic și pe Părintele Arsenie Boca. Arhive personale, arhive ale bibliotecilor, arhive ale securității, din care... L-am invitat în această seară, în primul rând, l-aș ruga să pornească de la relația de legătură dintre Nichifor Crainic și Părintele Arsenie Boca. Părintele Arsenie, sigur, mulți și majoritatea, probabil pentru personalitatea dânsului, ați venit în seara aceasta aici. Dar este importantă această relație pentru că vă va spune, de fapt, Florin Duțu de ce. Are o serie de documente, de înregistrări, audio și video, și îl invit să înceapă această seară de documentare și de amintire și de coborârea noastră. Mai sunt trei locuri în față, vă rog, dacă doriți, haideți. Mă rog, îndrăzniți. Este o seară de dialog, nu vrem să fie o conferință. Dacă aveți întrebări, dacă aveți nelămuriri, dacă doriți să aflați poate ceva într-un anumit domeniu, puneți întrebări lejer, fără nicio problemă. O să încerc eu să le moderez, bineînțeles, ca să păstrăm o anumită ordine, dar îi dau cuvântul domnului Florin Duțu. Nu știu cum e mai bine să, dacă să vorbesc la microfon sau... Nu. Cred că e util și microfonul. Da. În primul rând, bine ați venit și mă bucur foarte mult că sunteți prezenți și... Vă consider prietenii mei, pentru că dacă sunteți
interesați de părintele Arsenie și de Nichifor Crainic, înseamnă că sunteți prietenii mei. Așa mi-a spus un regizor, Alicu Croitoru, când am mers să-l întreb despre Nichifor Crainic, pe care îl cunoscuse în 1900, în anii 60. Mi-a spus, dacă te interesează Nichifor Crainic, înseamnă că ești prietenul meu. Da. Mai ales în acest centru cultural. La Sibiu a început, de fapt, drumul teologic al părintelui Arsenie și drumul artistic, de fapt. El a venit de la Brad către Sibiu în 1929 ca să urmeze Academia Teologică din Sibiu, deși își dorise să urmeze cursurile la aviație, din păcate situația materială nu i-a permis acest lucru. Dar iată că dacă n-a reușit să zboare cu aripile metalice ale avionului, a reușit cu aripile Duhului. Pentru că părintele Arsenie a fost atât o persoană istorică, pentru că putem să identificăm urmele istorice, dacă le căutăm prin arhive, prin mărturii și prin alte documente, prin opera artistică, dar a fost și o persoană supraistorică, am putea spune, în sensul că a făcut prezent împărăția lui Dumnezeu în lumea aceasta mai mult decât alții, mai mult decât noi ceilalți în vremea respectivă. Pe de altă parte, de la Sibiu, părintele Arsenie a plecat către București, la Academia de Arte Frumoase, trimis de mitropolitul Nicolae Bălan, un mitropolit care a avut un proiect unic în istoria bisericii noastre, în sensul că a sponsorizat și a trimis în marile centre universitare din Europa tineri pentru a aduce un aer proaspăt în istoria noastră, în biserica noastră, în lumea culturală. Printre acești bursieri s-a numărat, bineînțeles, și părintele Arsenie Boca, și părintele Dumitru Stăniloae, Nicolae Mladin, toți trei având, de fapt, fiind influențați în cunoașterea teologică, în cunoașterea mistică de Nichifor Crainic. Părintele Arsenie Boca și părintele Dumitru Stăniloae s-au cunoscut cu Nichifor Crainic în 1934, conform mărturiei lui Nichifor Crainic, la masa mitropolitului Nicolae Bălan. Se știe că Nichifor Crainic călătorea prin Ardeal și iubea foarte mult Ardealul, scrisese poezii încă din anii de seminar și le trimitea către revistele din Ardeal. Se pare că și strămoșii lui descindeau din Ardeal, conform mărturilor din Zile Albe, Zile Negre. Și a intrat într-o relație de prietenie cu mitropolitul Bălan și au avut un rol extraordinar în această regenerare duhovnicească pe bazele științei filocalice a Sfinților Părinți. De ce? Pentru că mișcare în care părintele Arsenie pot spune că a jucat un rol esențial, pentru că a știut să facă legătura între cei doi mari teologi de catedră și cumva să ducă la bun sfârșit, cel puțin până în 1948, primele patru volume ale Filocaliei. Un lucru mai puțin cunoscut sau deloc cunoscut este că Nichifor Crainic a fost cel care în 1938 s-a adresat Sfântului Sinod pentru publicarea Filocaliei. Și atunci în Sinod, ierarhul care și-a luat răspunderea și a promis că va sponsoriza această operă a fost mitropolitul Nicolae Bălan. În anul următor, în 1939, părintele Arsenie a mers la Muntele Athos și s-a întors cu transcrieri după manuscrise ale Filocaliei de la Prodromul și ale scrierilor filocalice, ale notițelor pe care le avea vestitul monah la vremea respectivă, Antipa Dinescu, un părinte îmbunătățit, am putea spune, care a influențat indirect chiar și mișcarea Rugului Aprins, mai precis pe Andrei Scrima, care ulterior
a emigrat și a vorbit despre opera filocalică de la Sibiu și Sâmbăta de Sus, însă a uitat să vorbească despre Nichifor Crainic și despre părintele Arsenie Boca. Și astfel toți laurii cumva i-a luat părintele Stăniloae, care a devenit cunoscut în Occident și după aceea s-au făcut traduceri din opera sa, în timp ce părintele Arsenie și Nichifor Crainic erau interziși în țara lor, pentru că trebuie să spunem lucrul acesta. Și s-au dat teze de doctorat la Saint-Serge și în alte locuri înainte de 89 de către profesori de-ai noștri, care au vorbit despre Isihaz, despre mistica ortodoxă și l-au ignorat pe Nichifor Crainic, l-au ignorat pe părintele Arsenie Boca. Exista o frică. Da. La Sibiu, părintele Arsenie a revenit în 1938. De fapt, revenea frecvent în vacanțe. Părintele Arsenie, având o relație strânsă cu părintele Stăniloae, chiar în vacanțele de vară mergeau la Vlădeni și părintele Stăniloae nu cosea, dar părintele Arsenie cosea alături de rudele părintelui Stăniloae și, bineînțeles, purtau discuții roditoare și puneau la cale această renaștere teologică. La Sibiu s-a întors, după cum am descoperit de curând, luna trecută am luat legătura cu părintele Călin Sămărghițan și mi-a spus că va sluji într-o capelă pictată de Costin Petrescu aici în Sibiu. Și mi-am adus aminte că undeva într-un document am găsit într-un document, într-o adresă a părintelui Arsenie, scrisă de mâna sa, nu bătută la mașina de scris, menționează faptul că a pictat alături de Costin Petrescu atât la biserica din Bixadu Oltului, cât și la capela școlii normale din Sibiu, adică la biserica unde slujește, la capela, da, la capela aceasta, unde am fost astăzi pentru prima oară și am rămas cumva impresionat de cele două scene, adică mai sunt câteva scene principale, dar cea din dreapta în care apare Mântuitorul binecuvântând copiii, lăsați copiii să vină la mine, și undeva în margine apare și o țărancă în opinci româncă care își ducea copilul să fie binecuvântat. Deci ceilalți erau un fel de mediu evreiesc la vremea respectivă, dar vedeți specificul național cum era introdus încă de atunci de Costin Petrescu, lucru pe care l-a preluat de fapt părintele Arsenie și l-a dus pe culi mai înalte, l-a desăvârșit, după cum spun și anumiți critici de artă, să spunem. Și undeva, tot în partea dreaptă, parcă Ana și Caiafa uneltind cumva împotriva Mântuitorului Iisus Hristos. La fel cum alții au uneltit și l-au trimis pe părintele Arsenie în lagărul de la canalul Dunăre Marea Neagră, prin închisori, l-au scos. L-au scos din mănăstire. La fel și Nichifor Crainic cumva a petrecut 2 ani și jumătate în pribegie prin Ardeal și după aceea 15 ani în temnițe. Da, mă scuzați, am puține emoții. Da, nu. Și de fapt ultimul care i-a oferit ajutor a fost chiar tatăl părintelui Mihai Sămărghițan și bunicul părintelui Călin Sămărghițan, preotul Ioan Sămărghițan, care și-a asumat practic faptele bune, curajul faptelor bune, cum se exprima în Nichifor Crainic, în timp ce alții au întors spatele, ierarhii, a cerut sprijinul a 3 ierarhii, toți i-au întors spatele, i-au spus să uite de numele de numele lor. Și iată că la Sibiu au fost publicate primele volume ale Filocaliei sub, bineînțeles,
ocrotirea cu sprijinul atât a mitropolitului Nicolae Bălan, cât și abonamentelor pe care părintele Arsenie Boca le-a făcut la mănăstirea Sâmbăta de Sus. Alt sprijin a venit din partea episcopului Nicolae Popovici, din partea părintelui Ilarion Fela, care a murit în 1961 în temnițele comuniste ca mucenic. Și părintele Arsenie a realizat un lucru extraordinar în anii 40, pentru că a răspândit această operă bizantină, reprezentativă pentru întreaga Europa, de fapt. Cum spune Nichifor Crain, bazele Europei sunt în Bizanț. Inima Europei își are rădăcinile în Bizanț, în Bizanțul ortodox, în Bizanțul creștin. Și părintele Arsenie a răspândit această operă în popor, astfel încât am găsit, chiar și eu, după atâția ani, în casele țăranilor, multe, să spunem, ediții ale Filocaliei, sau mai precis ediția din anii 40. Și aici în sală sunt oameni din Ludișor care cumva l-au cunoscut pe părintele Arsenie, atât prin intermediul părinților lor care au lucrat cu părintele Arsenie la chiria din munții Făgăraș. Părintele Arsenie a fost în casele lor, le-a binecuvântat, le-a sfințit. Mă bucur că este aici domnul Nicolae Moga din Lodișor. Este cineva? Da, să vă cunoaștem, haide să vă cunoaștem. A, aici, da. Da, care mi-a povestit multe și cumva mă bucur că mi-a împărtășit aceste lucruri de suflet, pentru că eu am un principiu de la care încerc să nu mă abat, să menționez totuși sursele cercetărilor mele, informațiilor mele, pentru că e un efort să mergi prin arhive, să te bucuri când descoperi un document, îl publici și după aceea jurnaliștii îl iau și denaturează pe de altă parte informația din acel document, și iar cei care, dacă nu denigrează, nici măcar nu menționează sursele, cum spunea marele Umberto Eco. Deci trebuie să menționăm sursele, pentru că notele de subsol sunt datorii pe care noi trebuie să le plătim față de cei care au depus un efort. Și iată că alții vin și asumă anumite cercetări și le folosesc în scopuri uneori oculte. De fapt, este un război împotriva părintele Arsenie. Părintele Arsenie nu este, cum spun mulți, un sfânt comercial sau este produsul presei din ultimii ani. Părintele Arsenie încă din anii 40 era considerat sfânt, să spunem, încă din anii 40 se realizează o mișcare care, o mișcare duhovnicească prin care mișca întreaga țară. Cum spunea Nichifor Crainic, de la țărani până la intelectuali veneau la Sâmbăta de Sus, de la oameni politici până la academicieni. Părintele Arsenie a avut o recunoaștere academică în anii 40, deci nu e nevoie de acești jurnaliști improvizați care denaturează și de fapt încearcă să creeze confuzie la nivelul mental. Pe de altă parte, poate spun un lucru pozitiv, dar imediat alunecă în contradicții, și acestea nu sunt întâmplătoare, pentru că dacă ai citit puțin cărțile de metodologie științifică, după care ar trebui să se întocmească și articolele și cărțile, îți dai seama că e de fapt o manipulare acolo. Pentru că părintele Arsenie a fost foarte important, la fel Nichifor Crainic, despre care nu se vorbește. Iată, se împlinesc 130 de ani de la nașterea sa și nici Academia Română și nici reprezentanții ai bisericii noastre, din păcate. Chiar săptămâna viitoare, 22 decembrie, este, da, ziua de naștere. Dar iată că 130, o cifră rotundă. Până la urmă, vreau să vă întind, da, despre documentele pe care, da, le-ați pregătit, că știu că sunt multe și interesante. Tocmai că ați vorbit de documentele care v-au inspirat și din care v-ați luat informațiile cărților. Sigur, am adus o serie de fotografii. Și m-am gândit, dacă sunteți de acord, să facem un parcurs biografic al părintelui Arsenie, cât mai scurt, s-ar putea, și după aceea, dacă aveți întrebări, nelămuriri și dacă vă plictisiți, puteți să-și spuneți.
Da, sigur. Și, da, da. Suntem ca între prieteni. Da. Aici este un text important al Constanței, că altă temelie de că Hristos nu rămâne nimic statornic în lume. Deci Părintele Arsenie întotdeauna trimitea către Mântuitorul Iisus Hristos, către divină umanitate. Nu practica... Niciodată l-a trimis pe persoana lui. Niciodată. Face, de ce aș face precizarea asta? Pentru că asta e problema acum. Niciodată, el nu s-a creat, nu s-a făcut pe sine ca un idol, da? A vorbit despre Hristos și nu despre sine. Nu pe sine se aducea în fața lumii, da, ci l-aducea pe Hristos. Da, asta e important. Da, nu și-a construit o imagine publicitară, cum se practică... De multe ori teologii de astăzi, da, din multe părți. Da. Deci a fost necomercial. Da, da. A fost absolut necomercial, e o contradicție, cum spun aici, da, americanii, underground, chiar a fost Părintele Arsenie, în sensul că nu a dorit publicitate și a dorit practic să rămână în tradiția bisericii, în tradiția filocalică. Aici este locul unde s-a născut Părintele Arsenie, unde în prezent se construiește o mănăstire, dealul Bujoara. Am fost acum 2 ani pentru prima oară acolo, deși îmi dorisem de mult. Și am rămas impresionat de peisajul de bazm și de atmosfera de acolo, pentru că părintele a fost moț, deci moții sunt urmașii ai dacilor, trebuie spus. Ei au trăit și venind cotropitorii către ei, au mers către dealul, către coamele munților să se ascundă de acești cotropitori și și-au dus viața, tradițiile acolo. Și părintele Arsenie, chiar că e o taină de ce tocmai în locul acela, sau nu este de fapt o taină, în locul acela curat, departe de lumea deslănțuită, a văzut pentru prima oară lumina zilei. Aici este o fotografie cu tatăl părintele Arsenie, Iosif Boca, Iosif Petru Boca, în America. Fotografia, trebuie să menționez, o am de la doamna Lucia Stănescu, din Ludișor, fica lui Gianni Pica, Ioan Pica, cel care a fost apropiat de părintele Arsenie și mai ales tatăl său, tatăl lui Gianni Pica, a lucrat în munte, în munții Făgăraș, cu părintele Arsenie la Chilie, alături de tatăl domnului Nicolae Muga, care e aici prezent. După cum se știe, ardelenii în vremea respectivă luau drumul pribegiei pentru a-și câștiga existența. La fel tatăl părintelui Stăniloae, la fel alții, tatăl părintelui Sofonea, mult mai mult. Următorul. Da. Aici este Vasile Bica, cel care... Da, este bunicul doamnei Lucia Stănescu, care a păstrat fotografia aceasta și la un moment dat, trebuie să dau puțin înapoi, în anii 40, când era părintele Stares la Mănăstirea Sâmbătă, a venit în casa lor, căci părintele se poposea peste noapte acolo în drum spre Făgăraș, când trebuia să ia trenul din Făgăraș, se oprea căruța și stătea peste noapte și a făcut un X și a spus, acesta este tatăl meu, și a rămas acel X. Și acum câțiva ani, doamna Lucia sau cineva din familie a căutat acel X, rămăsese în memoria familiei. Da. Mai departe? Da. Aici este întreaga fotografie. Îi mulțumesc pe această cale pentru că... Da. La o sfințire... Da, și Vasile Bica s-a întors în satul Ludișor în 1930, s-a întemeiat o familie, între timp în America se născuse Gianni Bica și părintele Arsenie, când a venit în 1940, bineînțeles că a făcut o misiune prin satele respective și și-a ales oamenii curați din zona respectivă, săranii extraordinari care și păstrau tradițiile. Aici este o fotografie cu vărul părintelui Arsenie, Vasile Crucin, a cărui fică trăiește, doamna Zoe Maria Dăian,
pe care am cunoscut-o și căruia îi sunt recunoscător. Vărul Părintele Arsenie a fost cel care l-a sprijinit pe Părintele Arsenie și l-a drumat pe drumul școlii și totodată era învățător în satul Buteni din Arad. Și acolo Părintele Arsenie își petrecea vacanțele când era de la liceu Brad și, bineînțeles, în anii 30 de la Academia de Arte Frumoase și... Da, următorul, dar vreau să menționez că Vasile Crucin a fost arestat în 1950 pe motiv că merge duminica cu elevii la biserică. Deci inspectorul venise și îi reproșase lucrul acesta și el a zis, dacă nu primesc ordin scris, eu nu ascult ordinele voastre. Acesta i-a făcut plângere, securitatea le-a ridicat de pe bicicletă când se întorcea pur și simplu de la școală și le-a trimis direct la canalul Dunăre Mare Neagră, la capul Midia, una dintre cele mai groaznice colonii. Deci munceau la sub 0 grade, munceau iarna și s-a întors și a murit la scurt timp. De fapt, de acolo i s-a tras moarte. Da, aici este o fotografie cu Părintele Arsenie. Da. În timpul liceului, cred că, da, în 1900, da, la absolvire, 29, absolvit ca șef de promoție. Aici este maestrul său, Costin Petrescu, 1933 până în 1938, Părintele Arsenie a mers la cursurile maestrului Costin Petrescu. Costin Petrescu l-a primit pe părintele în atelierul său și a pictat, conform mărturiei părintelui Teodor Bodogai, a pictat această scenă a intrării lui Mihai Viteazul în Alba Iulia. Fresca a fost inaugurată prin prezența regelui în 1939. Acum sunt iarăși voci care spun și minimalizează, de fapt, spun că părintele Arsenie nu a pictat, că de fapt ar fi cărat niște pensule sau ar fi cărat niște cafele, vor să spună lucrul acesta. Numai altfel de dezinformări despre Părintele Arsenie, că eu așa am numit acea carte. Chiar l-am întrebat pe autorul respectiv, dar cine sunt cei care au răspuns de aceste vorbe? Păi chiar dumneavoastră. Și eu m-am bazat pe surse. Părintele Teodor Bodogai, care a fost coleg de teologie cu Părintele Arsenie. Și pe de altă parte avem documente din Arhiva Academiei de Arte Frumoase, pe care le-am cercetat și pe care, din care am și citat. Părintele Arsenie se afla printre cei mai buni studenți ai lui Costin Petrescu. Doar 4 dintre ei aveau calificativ foarte bun, și între care și Părintele Arsenie. Și era normal să-i coopteze și să picteze acea frescă, doar nu și închipuie nimeni că Costin Petrescu, acest maestru, a pictat întreaga frescă. Bineînțeles, el a realizat această compoziție artistică. Nimeni nu neagă lucrul acesta, dar să minimalizezi faptul că până la urmă noi am spus că a pictat sub coordonarea. Da, sub coordonarea. Se crește școala de pictură, îi puneai pe elevii tăi să lucreze în mare. Da, și vine Marius Vasilean, pe care eu i-am numit pe astfel de cercetori în cafea ai Părintele Arsenie. Stai la cafenea, ai niște interviuri și după aceea ai pretenția că realizezi un studiu științific și amesteci lucrurile, nu menționezi de fapt, spui că de fapt Maica Domnului cu pruncul nu e în zeghe, că e o prostie să spui lucrul ăsta. Că acolo e de fapt la Sfântul Elefterie, că chiar Sfântul Elefterie astăzi, că este de fapt o operă colectivă. Nu este o operă colectivă. Când Părintele Arsenie, o să vorbim poate în 1959, după ce a fost alungat din mănăstire, Părintele a pictat alături de Vasile Rudeanu, care avea o tuberculoză osoasă. Și vă dați seama că nu se mai putea urca pe schele să picteze. Bineînțeles, el era cel care a realizat compoziția artistică. Și după aceea, pictorul Vasile Rudeanu moare la scurt timp. Și vine alt pictor și realizează un nou proiect. Și, deci nu putem spune că e o operă colectivă. O operă colectivă înseamnă că noi trei pictori ne unim și realizăm un proiect împreună. Dar faptul că eu realizez acum și vine alt pictor peste 5 ani, peste 7 ani... Deci e o comparație actuală. Aici este o comparație.
După cum se știe, părintele Arsenie a absolvit Academia de Arte Frumoase și a pictat prima oară la Bixad, cum menționează în autobiografia sa, sub coordonarea maestrului Costin Petrescu. Și aceasta este fresca de la capela Sfântului Andrei, de la Liceul Tehnologic Carol I, și am găsit documentul despre care am vorbit mai devreme. Dar nu se vede până departe, dar și inclusiv poziția degetelor Maicii Domnului este chiar identică. Și se observă, de fapt, părintele, de fapt, părintele Arsenie n-a făcut decât ulterior să desăvârșească această artă. Pentru că acum se spune că părintele a pictat necanonic, că părintele, arta părintelui Arsenie nu e așa de importantă, că el a fost un pictor minor, cum scrie Petru Buran în Dilema. Deci o revistă sponsorizată din banii publici, el spune că e un pictor minor, el nu cunoaște niște lucruri și o să arăt, și am și arătat, dar sunt anumite lucruri pe care normal le-am păstrat pentru o lucrare ulterioară. Pentru că ei, de fapt, își înșusesc și după aceea își fac publicitate și spun că, de fapt, ei au descoperit. Ignoră lucrurile acestea. Cum, practică, Marius Vasileanu spune că îi place icoana, de fapt, de la Sfântul Antonie cel Mare din București, Sfânta Paraschiva, pictată de părintele Arsenie Bocan, dar nu menționează faptul că, de fapt, Alexandru Valentin Crăciun a descoperit-o și eu l-am cunoscut bine pe acest om și am încredere în descoperirea și se știe foarte bine, a publicat un articol în 2007. Și tu ignori sursele acestea. Ignori inclusiv faptul că părintele, de fapt faptul că s-a publicat despre opera părintelui de la Bogata Olteană. Mă bucur foarte mult că părintele Mihai de la Bogata Olteană este prezent, este prezent aici. Scena cu țărăcuța în mijlocul ideilor. Vom reveni, vom reveni. Și scena asta e necanonică, că își era format cu corul român. Nu era forma, da, nu exista, da. Poți să spui și asta pe ei. În viziunea lor, în viziunea unor, tot ce a făcut părintele Arsenie ar fi necanonic când de fapt acest stil era recunoscut oficial de către Patriarhia Ortodoxă Română, conform documentelor pe care pot să fi dar oricând. Adică, până la urmă, dacă opera artistică a părintelui Arsenie e necanonică, înseamnă că și că Patriarhia Română trebuie să-și recunoască faptul că girau asemenea operă necanonică a maestrului Costin Petrescu, care a realizat inclusiv stema Patriarhiei Române, nu mai vorbim de celelalte proiecte bisericei și de toate celelalte. Aici, este aici am pus o fotografie a uneia dintre profesorii părintelui Arsenie de la Academia de Arte Frumoase, George Matei Cartacuzino, cel mai mare în stânga, da, cu baston, cel mai mare arhitect român din perioada interbelică, o personalitate extraordinară care, cred că am menționat mai devreme, va fi închis, trimis la canalul Dunăre Marea Neagră, chiar într-o perioadă la Cernavodă. Și nu știm precis dacă s-a suprapus cu perioada în care a fost și părintele Arsenie Bocan. În care gardienul umileau, îi spunea, cheamă-ți valetul și prințule. A trecut prin tot felul de umilință. Se vedea o clădire. Se vedea hotelul Rex realizat pe planurile sale din Mamaia. Și lui părea rău, el era la Târnăcop acum. A fost ulterior a ieșit cu o coală din închisoare, bineînțeles, și n-a reușit să-și mai vadă familia pe care a trimis-o în Anglia. Fiul său a murit acum câțiva ani, la o vârstă înaintată, fiind un mare arhitect în Marea Britanie, chiar și având unele relații foarte importante. Și în dreapta? Și în dreapta, părintele Arsenie, la parastasul lui Nichifor Crainic, deci, în revenit în 1976. Da, 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 da. Am descoperit această fotografie. Nu ți-o folosesc, dar nu știu da, cine o descoperit. Am descoperit-o, am și menționat, dar nu uită să mai menționez. N-am descoperit-o în dosarul personal al părintelor Arsenie de la CNSAS. Căci dacă faci o cerere către arhivele CNSAS, ei îți oferă dosarele personale, bineînțeles, ale celui pe care îl cercetezi. Și acolo nu se mai pune problema că ai descoperit totul, pentru că ți se oferă. Dar faptul că cercetezi zeci, sute de dosare,
Și de fapt în dosarul, în alt dosar, în dosarul fiicei lui Nichifor Crainic, Furtuna Ioana Crainic. Da, Furtuna Ioana Crainic și l-am identificat, am avut un sentiment, am zis, parcă-i părintele aici. Și după aceea, comparând fotografia, am avut certitudine, mai ales în fotografie, apare și Maica Zamfira. Așa, mai departe. Nichifor Crainic. Da, Nichifor Crainic, la Academia Română, în uniformă de academician, când își prezintă discursul elogiului Octavian Goga. Vedeți aici Ion Petrovici, Mihail Sadoveanu, Brătescu Voinești, cel care a scris celebra novelă Puiu, Grigore Moisil, Grigore Antipa, Grigore Antipa și Mitropolitul Nicolae Bălan. Mitropolitul Nicolae Bălan, Lucian Blaga. Vedeți aici pe Lucian Blaga, cel care răspunde discursurilor, discursului lui Nichifor Crainic. Și spune Lucian Blaga cu acea ocazie că de fapt lui Crainic îi datorăm invazia teologiei ortodoxe române în cultura română. Și odată cu intrarea lui Nichifor Crainic în Academia Română, intră și Sfântul Maxim Mărturisitorul și Dionisie Areopagitul și Ioan Damaschinu și toți misticii bizantini. Deci Nichifor Crainic, după cum va vorbi mai bine Părintele Călință Mărghițean, a realizat acea mișcare de la revista Gândirea, pe care noi o ignorăm astăzi, de fapt este soluția la vremurile de acum. Pentru că, de fapt, ce își doreau cei de la Gândirea și Crain? Ei au spus, după Marea Unire, trebuie să dăm o directivă românească și creștină acestei reviste, trebuie să existe o mișcare. Și s-au gândit, Crainic mai ales, bineînțeles. Ce este comun sufletului românesc? Care este, de fapt, esența sufletului românesc? Și a răspuns, bineînțeles, ortodoxia este. Pentru că ortodoxie întâlnim și în Pasarabia, și în Banat, și la toți românii de pretutindeni. Și atunci, coagonat, oameni de cultură, da, și reviste, Gândirea și la oameni foarte importanți. Da. Soția sa, Aglaia, care moare în 1945, în timp ce Nichifor Crainic se ascundea prin Ardeal, de fapt. Poate vom vorbi mai târziu. Și nimeni, în afară de teologul Teodoren Popescu, n-a avut curajul să dea o mână de ajutor la înmormântarea ei. Pentru că n-au riscat să fie arestați. A fost o situație. Părintele Arsenie în grădina, în livada de mer de la Sâmbăta de Sus. Vedem aici, foarte important. Unii au scris pe internet că această poză ar fi în pridvorul de la Sâmbăta de Sus, chiar de curând într-o revistă. Dar, de fapt, poza aceasta o am de la nepoata Părintele Arsenie, doamna Zoe Bălan, nepoata din Poarta Vărului, și este, de fapt, în curtea interioară a Castelului Bran. La 10 noiembrie 1946. Da? A, nu știam. Da. Aici, bineînțeles, Părintele Dumitru Stăniloae, căruia Părintele Arsenie i-a desenat coperta primei ediții, Iisus Hristos. Asta era o carte importantă, Iisus Hristos, restaurarea omului. Oare pictura de pe coperte a Părintele Arsenie? Da, sigur. Da, sigur, este Părintele Arsenie. Chiar ediția asta. Da. De asemenea, Filocalia, coperta este desenată de Părintele Arsenie Boca. Aici este o fotografie descoperită de Părintele Nicolae Streza, Părintele Arsenie în 1944, alături de Părintele Stăniloae, lucrând la Filocalie, și în acest timp ei știau că Nichifor Crainic se ascunde în Sibiu, aici în Sibiu se ascunde Nichifor Crainic, o vreme prin cartierul Bușterița, pe la diverse adrese. Eu am găsit un întregul document, că nu l-am publicat, toate adresele pe care a fost obligat să le spună, dar de fapt a ocolit faptul că Părintele Arsenie l-a ascuns la Sâmbăta de Sus, pentru că nu-i face rău acest ucenic al său pe care l-a iubit foarte mult. Și de aceea și Părintele Arsenie, poate că Nichifor Crainic a fost omul la care a ținut cel mai mult. Pentru că Părintele Arsenie spunea, cursurile de mistic ale lui Nichifor Crainic mi-au deschis calea către desăvârșire. Iată începe drumul desăvârșirii duhovnicești al Părintele Arsenie, și după aceea, totodată, drumul artistic pe care a încercat să-l desăvârșească.
afară. Mitropolitul Nicolae Bodan. Iată o fotografie, nu știu dacă știți, de coperta aceasta pe care Părintele Arsenie a realizat-o pentru cartea Mitropolitului Nicolae Bodan. Mântuiește, Doamne, poporul tău. Este un citat din Părintele Arsenie, am precizat sursa. Chiar când sunt în haine de lucru, să nu vă uitați la îmbrăcăminte, căci ori în haine de lucru, ori în haine de biserică, tot eu sunt și putem vorbi ca și când aș fi în haine de biserică. Pentru că înăuntrul meu una și aceeași haină o am și nu știți voi cum arde sufletul meu pentru mântuirea voastră, oriunde mă veți afla. Și vreau să fac datoria de păstor din toată puterea. Deci Părintele Arsenie și-a asumat această slujire pastorală pe care a încercat să o dă cu la desăvârșire, pentru că el nu i-a trădat, el nu le-a trădat pe maici. El putea până la urmă în 1959 să-și vadă de drumul său, cum au făcut și alții. Asta e cel mai bun și și-a asumat de fapt această obște pe care a condus-o timp de 30 de ani de fapt, trebuie să spunem lucrul acesta. Că îi se reproșea tot felul de lucruri, dar ce ar fi vrut să trăiască? Și o să vedem că părinte n-a trăit de fapt ca un anonim. Asta e cea mai bună replică la cuvintele care s-au zis că nu canonizăm sfinții pantalonul scurt, haine, și exact asta, textul ăsta este legat de haina. Cea mai bună replică. Da, aici este buletinul fals pe care Nichifor Crainic l-a obținut aici în Sibiu. În 1944 l-a întâlnit pe primarul din Gălănești, Rădăuți, aici, care se refugiase cu actele primăriei. Și acesta i-a confecționat un buletin pe numele Ion Vladimir Spânu, care a călătorit 2 ani și jumătate prin Arăla, n-a avut nevoie de el, dar în caz de nevoie, aici este Părintele Arsenie alături de familia Părintele Dumitru Stăniloae, căci a fost o relație până în 48 extraordinară. Deci, e știut textul Părintele Stăniloae din Telegraful Român, care elogiază de fapt mișcarea duhovnicească a Părintelui Arsenie, smerenia Părintelui Arsenie. Deci punctează smerenia. Sunt alții care îl acuză de tot felul de lucruri, dar de fapt noi aici avem recunoașterea teologiei academice. Deci teologia academică reprezentată de Nichifor Crainic, de Părintele Dumitru Stăniloae, de Lucian Blană, de ceilalți. Recunoaște de fapt teologia harismatică a Părintelui Arsenie. De fapt faptul că Duhul Sfânt a investit pe Părintele Arsenie cu putere multă. Aici este vorba. Da. Aici obștea de la Sâmbăta. Aici am descoperit un document în Arhivele Naționale Istorice Centrale, deci nu sunt zvonuri. Pentru că alții, iarăși, totul de etichete, nu trebuie să mai ținem cont. Despre arestarea Părintelui Arsenie Voca și trimiterea sa în lagăr de la canalul Dunăre Marea Neagră. Și se menționează în acest document, după ce ei făcuseră o anchetă, cei de la departamentul puterilor și ceilalți. Securitatea avusese planul să îl ridice noaptea, fără să ia seama credincioșii de prin satele vecine. Silvașul de jos, Silvașul de sus. S-a întâmplat însă ca vehiculele de transport ale securității să se defecteze și la venire și la plecare, așa încât Arsenie a fost văzut de locuitorii comunei Silvaș și de alții cum era transportat într-o căruță de către oamenii securității, în dimineața zilei de 17 ianuarie 1951. Faptul că vehiculele s-au defectat a fost interpretat ca un semn miraculos, ca un fel de minune ce s-a făcut pentru Sfântul Arsenie. Deci încă de atunci era numit Sfântul Arsenie, nu fiind unii acum să ne spună că Părintele Arsenie e un produs publicitar. De fapt sunt niște jurnaliști semidocs, niște o lipsă de profesionalism, ca să nu spun că alții sunt plătiți să facă lucrul acesta. Toată populația din Preșur, când nu cunoște de lucrul acesta, a început a zâmbi și mai mult Arsenie și a manifestat indignarea pentru arestarea lui. Aici vedem situația administrativă la Prislop din 7 mai 1952. Duhovnic protosinghel Arsenie Voca, stareță Zamfira, Maica Zamfira a devenit stareță, bineînțeles, după ce mănăstirea Prislop a fost transformată în mănăstire de maici. Iarăși o altă dezinformare răspândită chiar de Lidia Stăniloae, în cartea sa, în care se spune că Părintele Arsenie n-a vrut să realizeze o mănăstire de călugări la Prislop și una de maici. Nu, Părintele Arsenie a vrut să facă o mănăstire de călugări. De aceea i-a primit pe Dometie Manulache, pe Antonie Plămădeală,
și alți frați, alți frați de mănăstire pe care i-am menționat în alte studii, numai că ordinul de la episcopie fusese să împlinească măcar 10, să fie 10 călugări. Și fiind o dorință mai mare din partea femeilor de a intra în monahism, bineînțeles, atunci doi frați au plecat la Hodoș-Bodrog. Între timp, Antonie Plămădeal fusese căutat de securitate, plecase în timp ce părintele Arsenie nu era în mănăstire, venise fratele său să-l anunțe că în București e căutat și s-a refugiat mai întâi prin Oltenia, după aceea a ajuns pe la ea și a fost capturat mai târziu, prin 54. A fost arestat? Da, din timpul arestului, din 1955, Maica Zamfira, stareța mănăstirii. Trebuie să spunem că Maica Zamfira era absolvent atât de teologie cât și de filozofie. Poate că a fost cea mai cultă maică stareță din istoria bisericii noastre și în plus față de aceasta era o ucenică de a lui Nichifor Crainic. Maica Zamfira a participat la cursul Nichifor Crainic nu ca studentă, ci ca elevă de liceu. Pentru că studentă n-a mai putut pentru că Crainic a fost epurat și se refugiase pe aici prin Ardeal. Când Maica Zamfira făcea teologia la București, Crainic era pe la Sibiu, pe la Sâmbăta de Sus, pe la Cerghit, pe la bunicul părintului Călin. Aici am venit acum să povestesc un episod de la Maica Zamfira, numai pentru că acolo se găseau foarte multe documente ale lui Nichifor Crainic. Știa stenografie și intra la curs, lua după stenografia cursurile, deci integral, cu toate expresiile, nu prescurtat, cum de multe ori facem noi. Și mă întreabă la un moment dat, când lucram pentru revista Gândirea, mă întreabă, zice, știi de cursurile de mistică ale lui Crainic? Eu, da, mă lăudam, cum să nu știu, le descoperisem în biblioteca bunicii a soției preotului Ionuț Mărghițan, de a fost arestat Nichifor Crainic. Și asta o spun acum pentru că și înregistrăm și ca să rămână și document, pentru că nu este scris nicăieri. Și am găsit cursurile de mistică ale lui Crainic, de mistică românească, cu tocul RAS, numele de pe tocul cărții RAS, cu lama, și de pe pagina de titlu era iarăși decupat cu lama, ca să nu se vadă că este Nichifor Crainic. Eu n-am știut pe vremea aceea, eram cred că student, eram în anul 2 când s-a făcut Revoluția, dar un pic înainte descoperisem acest lucru. Nu se știa precis, eu nu știam că e cursul de crim, nu știam că Crainic a făcut vreodată cursul de mistică. Și zice, nu, zice, nici poveste. Nu la asta mă refer la cursul de mistică germană. Nimeni nu le avea în țară. Și m-am rugat de Maica Zamfira în timp ce lucram la Gândirea, ani de zile. Dar vreau să-l văd, dar vreau să-l văd. Nu se poate, nu ți-l arăt. Până când, într-o zi, stăm la masă și mâncăm, și mă trezesc, Maica Zamfira se ridică de la masă, se duce în camera dânsei, unde numai dânsa intra. Niciodată era o femeie foarte pedantă și niciodată nu se ridica la masă când nu era încă terminată masa. Dar s-a ridicat de la masă și mă trezesc când pune în dreapta mea un teanc de hârtii legate în spirală. Și când mă uit mai atent, cursuri de mistică germană, cu Meister Eckhart și cu tot, nimeni nu le avea din țară. Când le publică părintele Ică Junior la editura dânsului, la Deisis, l-am rugat doar atât, pentru că nimeni nu le avea. Eu le-am dat acest manuscris, Maica Zamfira nu mai era, și am zis, vă rog numai atâta, pentru că le am de la dânsa, doar atât, menționați în prefață că sunt aceste cursuri păstrate în România, nu știu dacă le mai avea cineva, de la Maica Zamfira, și cursul de mistică germană este tipărit în urma acestei povești. Da, scuzați, mai departe, dar eu zic că e important și e un episod frumos la care țin foarte mult. Aici avem o fotografie realizată de către ofițerii securității, iar mai jos colonelul Ionel Stanciu, cel care a propus, de fapt, desfințarea prisilopului. I-am studiat inclusiv dosarul de cadre pe care îl poate studia oricine, are o licență în teologie, poate să facă o cerere. Până să ajung la acest document, de fapt, trebuie să menționez că părintele Arsenie, în anii 50, trebuia, de fapt, își pusese în gând să picteze biserica mănăstirii Prislop. Și încă de la începutul anilor 50,
a încercat să obțină această calificare. Ce se întâmplase? Comisia de pictură bisericească trecuse, odată cu instaurarea comunismului, trecuse în subordinea Patriarhiei Române. Bineînțeles că era o contradicție ca această comisie de pictură bisericească să mai fie în subordinea statului comunist ateu, totalitar. Această invazie, a fost o invazie de fapt, nu au fost ai noștri care ne-am lichidat elita, cum se vrea acum să se spună că noi de fapt ne-am lichidat elita. Dar de fapt nu, a fost o invazie. Să fii conștient de lucrurile. Ai biscopiei Aradului, da. Către părintele. Da, și părintele a ținut atât de mult. Își puseze și la început anul 50 să se califice capitol, să picteze biserica mănăstirii Prizlop. Iar acum, de curând, vine un alt cercetător și publică altfel despre alta părintele Arsenie, poate ați auzit de ea, care spune că părintele și-a luat această calificare pentru că simțea că o să fie dat afară din mănăstire. Cum adică părintele la începutul anilor 50, când de fapt își propune să picteze mănăstirea Prizlop? N-are nicio treabă, vă spun. Da. Că e importantă, da. Acesta este ordinul prin care părintele Arsenie a fost scos afară din mănăstire în 14 mai 1959. Deci, după 20 de ani de călugărie, căci părintele Arsenie oficial, am găsit într-o semnare de asta, a intrat în mănăstire în 1939. Și se spunea în acest act către eromonah Arsenie Boca, deși părintele nu era eromonah, era protosinger, fusese în 1949 avansat. Noi, doctor Andrei Magieru, episcopul Aradului și Hunedoarei, potrivit dispozițiunilor date de Sfântul Sinod, repet, potrivit dispozițiunilor date de Sfântul Sinod, privitor la îndepărtarea din mănăstirea viețuitorilor, care prin activitatea lor dăunează interesele bisericești, decidem, ieromonah Arsenie Boca, duhovnic la mănăstirea de Maice Prislop, să părăsească îndată localul susnumitei mănăstiri. Numitul va ieși din mănăstire fără rasă, urmând ca episcopia noastră să-i pună la dispoziție suma de bani necesară pentru a-și achiziționa un costum civil. Cu executarea prezentei deciziuni, se încredințează vicarul nostru eparhial. Arad, 14 mai 1959, semnătura episcopului Andrei Magieru. S-a spus că, de fapt, această semnătură ar fi falsificată. N-a fost falsificată. N-a fost falsificată și am arătat că, de fapt, a fost un întreg proces care a făcut să rezulte această alungare a părintelui Arsenie din mănăstire și a altor călugări și desfințarea ulterioară altor mănăstiri, chiar a prizlopului, de fapt. Căci părintele a fost scos înaintea decretului 410. După ce a fost alungat din mănăstire, Patriarhul Justinian l-a trimis, făcând o cerere către Patriarhie, Patriarhul Justinian l-a repartizat la Biserica Sfântului Elefterie să picteze alături de Vasile Rudean. După cum am spus, descoperirea lui Vali Crăciun, această descoperire chiar dumnezeiască o pot numi. Faptul că Iisus Hristos este zege. Părintele Arsenie era foarte conștient de ce se întâmplă în închisorile comuniste. Există acea mărturie publicată chiar de cineva de la Sibiu, ca să menționez sursa, Valerian Greco, carte publicată de Romeo Petrașciu, ca să menționez sursa, să fiu onest, în care părinte Valerian Greco spune că părintele Arsenie a trecut pe la ei, pe la schid, și le-a zis, închisorile se vor transforma în catedrale, sau s-au transformat în catedrale, deci. Iarăși, plus că părintele se întrecuse prin lagăr de la canalul Marea Neagră și prin alte închisori. Aceasta este schița de la, pentru fresca de la Biserica Bogata Olteană. Știu că Vali Crăciun, după ce a scris, în timp ce a scris despre Biserica Sfântului Elefterie, a mers la Drăgănescu și părintele de acolo a descoperit mai multe suluri de hârtie imensă în podul Cloponiței. Sper să nu mă înșel, deci recunosc așa. Și multe erau goale și la sfârșit a descoperit
acest desen al părintelui Arsenie. El a presupus atunci că este de fapt pentru fresca de la Biserica Elefterie, dar după aceea, mergând la Bucata Olteană și discutând cu părintele Mihai Semen, care îi datorez de fapt ceea ce am scris despre Bucata Olteană, lămuririle cu privire la aceasta, faptul că dumnealui mi-a dăruit acea parte din monografie în care se vorbește despre pictura bisericii și a menționat sursa respectivă, dar alții au venit și iarăși au preluat în altfel despre alta, altfel de dezinformări despre alta lui Arsenie. Această fotografie, părintele Mihail Simen, de la un sătean, din câte știu, da, pe care stă cu mâna părintele Arsenie. Da. Domnul Nicolae Ștefan, da, este, da, de la dumnealui sursa directă, cel pe care stă părintele cu mâna. Da, când a fost la Bucata Olteană cu câțiva ani în urmă, da, părintele, da, Mihail ne-a dus la o masă și se pare că localul acela era chiar al celui care, așa, apare în această fotografie. Și fetița mică care este în mijloc, jos, stă aici în Sibiu, în Valea Aurie. Aceasta este, Maria, de fapt, prima fotografie în civil a părintele Arsenie, din câte știu eu. Pot fi și altele. Și în sat, deci se vede. Și în fața bisericii care, când s-o construi biserica, acolo, în spatele dumnealor, e casa care a ținut de biserică. Da, este biserica unde s-a slujea. În vremea aceea de construcție, până s-a construit biserica aceasta. Aceasta e biserica. Vedeți, o capodoperă arhitecturală. E una din cele mai frumoase din țară. Și părintele Arsenie a pictat acolo sub coordonarea lui Ștefan Constantinescu. Ce se întâmplă? Nu pentru că părintele n-ar fi putut să picteze de unul singur, doar că pentru un asemenea monument existau niște trepte pe care trebuia să le parcurgi. Bineînțeles, părintele Arsenie, ocupându-se mai mult cu slujirea pastorală, urma să și lea. Și de fapt la Bucata Olteană părintele Arsenie a obținut o altă calificare despre care voi vorbi ulterior. În pridvorul bisericii, acolo, când a aprobat pentru prima dată o nouă tehnică, Dolomit, da, care nu a fost, pentru că n-au fost materialele de calitate aduse de la Târgu Mureș. Și nici rețeta n-a fost. Și nici rețeta, da, nu a fost, da, și... Da. Părintele Arsenie, în 1962, alături de un epitrop de la Biserica Boteanu, din câte am citit și am încercat să descoper, fiul unui ministru al armatei, cu funcție oricum militar. Tatălui, mă rog, murise într-o situație dificilă și acum era epitrop. Și în 1962 a avut loc filajul părintelui Arsenie, o perioadă întinsă de câteva săptămâni. Prin București, iată aici în Gara de Nord, părintele Arsenie în tren, plecat spre Sinaia, părintele Arsenie pe munte la Sinaia, părintele Arsenie cu rucsacul în spate. Alături de părintele Arsenie, trebuie să spunem, aici se vede Maica Zamfira, de fapt. Și până la urmă era stareța lui. Dacă ar fi fost în mănăstire, tot stareța era. Faptul că au fost obligați, au fost umiliți. Și trebuie spus, de fapt, că părintele Arsenie a încercat tot timpul să revină în mănăstire. Și mai mari biserici din perioada respectivă i-au refuzat acest lucru. Pentru ca nu cumva să-și strice relațiile și cu departamentul cultelor și cu celelalte autorități ale securității, de fapt. Și inclusiv în 1900, în anii 60, cât timp a stat la atelierele, a lucrat la atelierele Patriarhiei, a vorbit cu Patriarhul Justinian despre redeschiderea prislopului, a venit aici în 1968 și a intrat în casa profesorului Spiridon Cândea și a cerut ajutorul pentru a redeschide prislopul. Murise o maică, Macrina, dar și Nar, din câte știu, și părintele venise și trecuse și pe la acest profesor, care avea relații, bineînțeles, politice, la vremea respectivă. Și documentul acesta l-am găsit, de ce? Pentru că acest profesor
cu toate că în aparență era un susținător al regimului, de fapt în intimitate el batjocorea regimul și chiar înjura pe comuniști, trebuie spus. Și ei instalaseră microfoane în casa lui din Sibiu. Casa lui. Și părintele Arsenie când a venit acolo, bineînțeles, i-au înregistrat pe bandă magnetică și după aceea au transcris și a rămas documentul în arhivele securității. Și părintele Arsenie spune, încercăm să ne întoarcem la Hristos, vă rog să ne ajutați. Am apelat inclusiv la episcop, la mitropoliți, la toate forțele de decizie. Da. Da. Da, că de fapt avem confirmarea faptului, cum spune părintele Marga, pentru că părintele și-a dorit să revină în mănăstire. Nu a părăsit mănăstirea de bunăvoie. Aici este o fotografie din 1969, aniversarea lui Nichifor Craivnic, 80 de ani. Da. Aici e părintele. Părintele Arsenie. Ion Petrovici. Fica lui Nichifor Craivnic, da. Nicolae Crepedia, regizorul Alecu Croitoru, iarăși Horia Insulescu, un teolog extraordinar despre care nu știm nimic, care a devenit ulterior și preot într-un sat, l-au arestat pe prelungării, l-au trimis prin închisori, după aceea n-a mai putut să-și dea vocația de preot și a avut două volume de poezii reprezentative pentru spiritualitatea românească și a gândirii. Toamnă în Paradis și Drumul Soarelui, deci vă dați seama, numai numele acestea deja trezesc niște, un text al părintelui Arsenie. A vedea pe Iisus e o fericire care nu se aseamănă cu nicio bucurie pământeană. Iar aceasta se întâmplă din neam în neam, ca să nu se stingă între oameni siguranța existenței lui Dumnezeu. Căci, de fapt, rolul fiecărui creștin este de a deveni părinte al epocii respective. Chiar și al mirenilor, de fapt. Că nu există o delimitare clară, doar monahii trebuie să se îndumnezeiască sau ceilalți. Nu, toți au această chemare la dumnezeire, despre care vorbea Nichifor Craivnic, despre care vorbea Părintele Stănean, și mai ales pe care a întrupat-o Părintele... O carte a Domnului Florin Duță. Ediția a treia tezei mele de licență de la Facultatea de Teologie din București, sub îndrumarea părinților. Iarăși, părinții ardeleni au fost sprijinitorii mei, cei din București, părintele Daniel Benga și părintele Mihai Săsăujean, cărora le mulțumesc. Fiul părintele. Mă bucur foarte mult și pe moment n-am dat importanță, dar nici nu vreau să interpretez, dar poate că... Aici? Nu știu. Aici înmormântarea părintelui Arsenie. Împărăția lui Dumnezeu, oriunde se află un om centrat, lăuntric pe Iisus. Nu e o împărăție de vedenii, așa cum cer oamenii, accentul se pune pe virtute, nu pe daruri neobișnuite sau viziuni. Aceasta este o mărturie pe care am cules-o de curând de la părintele Chiriță, Marin Chiriță din Pitești. În timp ce trebuia să-și restaureze biserica, a mers în București și în 1973 părintele Arsenie se afla cu treburi pe la Patriarhie. Și atunci, discutând cu pictorul acesta, părintele Marin Chiriță, părintele Arsenie a venit la ei și le-a zis: mă, voi ăștia cu spirit gospodăresc, aveți grijă că atunci când ridicați ziduri să nu dărâmați suflete. Este un mesaj profetic. Am putea spune. Văd că e ultima, facem. Da, e ultima? Nu mai mergem mai departe. O sunt de la altă parte. Cred că mai erau unele cu părintele Arsenie de la Biserica Drăgănescu pe care le-a trebuit părintele. Da, i-am mai trecut eu. Cred că... Da. Nu, aici este la parastat. O icoană dărâtă de Revenescu și nu mai știu dacă părintele ar fi ieșit din biserică. Cred că am omis. Da, le-am omis, da. Aceasta este o scenă pictată de părintele Arsenie în altarul bisericii de Revenescu. Pentru acest text, de fapt, și pentru acest text, Nicolae Episcop, marele episcop Nicolae Popovici, a intrat în atenția
forțelor comuniste și a securității, a fost destituit, trimis la mănăstirea aceea, pentru că a ținut o predică la Institutul Teologic, la Biserica Teologilor din București, în care a vorbit despre faptul că Sfântul Vasile s-a adresat unui procuror roman și acesta îi se plânge superiorului: tirane, de acesta suntem bătuți. De surghiun nu-i pasă, avere n-are să-l deposedăm, iar de moarte nu se teme. Când i-am spus că nimeni nu mi-a mai vorbit așa, mi-a răspuns: se vede că încă n-ai întâlnit episcop. Și de fapt era un text care circula în epoca respectivă. Eu vă mulțumesc, o să mai revin acum, îi dau cu părintele. Lăsăm un pic să respir, vă lăsăm să respirați. Da, am vorbit oricum prea mult. Aș dori să facem așa o scurtă relaxare literară, pentru că avem invitat în această seară și pe o distinsă doamnă profesoară de literatură română din Sibiu și am provocat-o să ne vorbească puțin, pentru că vreau să o consider și o seară a revistei Gândirea, o revistă nu numai literară, dar o revistă de cultură. Cum vede dânsa poezia lui Nichifor Crainic, dacă mai este sau dacă nu mai este actuală, dacă mai este o soluție sau nu mai este, dacă mai este în atenția literaților de astăzi? Rugăm, poftiți. Sunt introducerea referitoare la revista Gândirea. Două cuvinte despre revistă. Încercăm să reluăm, da, această veche revistă clasică, începută de Cezar Petrescu. Cezar Petrescu a vrut să scoată o revistă literară. A vrut să-i se numească Gândirea, a ieșit primul an și Alexandru Busuioceanu pleacă la Viena, unde cere ajutorul lui Nichifor Crainic și al lui Lucian Blaga. Uite, prietenul nostru Cezar Petrescu vrea să scoată o revistă. Imediat, bineînțeles, erau studenți. În alt ordine de idei, foarte pe scurt, ca să nu mă întind, la Viena, de fapt, Nichifor Crainic era cunoscător de limba germană, ia contact cu textele Sfinților Părinți, traduse în limba germană, filocalia bizantină tradusă în germană. Se gândește Nichifor Crainic, zice, așa ceva trebuie să aibă și România. El nu știa limbi clasice. Și atunci apelează la Dumitru Stăniloae și la Arsenie Boca, studenți pe atunci sau studenți de lui, care știau limbi clasice. Și așa se inițiază, de fapt, filocalia românească, de la descoperirea pe care o are, viziunea pe care o are Crainic la Viena. Nu se poate ca poporul român să rămână fără aceste documente. Nu traducem din germană înapoi în românește, deci din greacă odată, așa. Apelează la cei doi cunoscători de greacă și așa începe să se traducă la noi filocalia. Ei bine, și în jurul revistei Gândirea, Crainic reușește după un an preia revista, pentru că în anumite împrejurări o pierde Cezar Petrescu, cunoscute, le cunoștem împrejurările, sunt publicate în Gândirea serie 9, într-un document inedit al lui Nichifor Crainic, unde spune cum a preluat el revista Gândirea. O duce imediat la București, ea preia la Cluj, o duce la București, unde începe să coaguleze în jurul ei, nu spunem cei mai mari, dar foarte mulți din oameni reprezentativi din cultura română. Filozofie, literatură, arte plastice, o revistă care apărea într-o ținută foarte elegantă, la care Maica Zamfira nu a renunțat nici după 90, imediat ne-a impus nouă celor care ne-a impus, ne-a sugerat și ne-a convins că așa este cel mai bine, să se păstreze calitatea editorială a revistei Gândirea. Și încet, încet, revista Gândirea începe să se impună în spațiul cultural românesc. Era, bineînțeles, vitriolantă la adresa bolșevismului din Uniunea Sovietică. Oricând au venit sovieticii la noi în țară, nu l-au iertat nici pe Crainic, nici pe Gândirea și știm, sau dacă dorim, putem cerceta, să putem întreba care a fost soarta lor. Revista Gândirea a fost interzisă. Simplul motiv să ai o revistă Gândirea în bibliotecă, am zis că vreau să vorbesc cu o revistă în o serie nouă în mână, singurul este din seria nouă. Chiar numărul dedicat revistei Manuscriptum, care este
dedicat lui Nichifor Crainic în 1996. Dacă aveai așa ceva din seria clasică în bibliotecă, fără discuție, nici nu erai trimis în judecată, măcar erai direct trimis în închisoare. Biblioteca Astra, de aici unde suntem noi, nu are seria completă a gândirii clasice. Seria completă, însă, din fericire, a fost digitalizată și este integrată, se găsește pe internet, la Biblioteca Universitară din Cluj. O scurtă mențiune. Am descoperit un document care se spune că ofițerii securității au mers la Mitropolitul Justin Moisescu, pentru că era Mitropolit al Moldovei, și a cercetat biblioteca și a descoperit o carte, un text de al lui Nichifor Crainic, Ortodoxia, modul nostru de viață. Și imediat i-au cerut socoteală, bineînțeles că i-au confiscat-o și au depus-o la fondul secret județean. Da, era la fondul secret în timpul comunismului, era la fondul secret. Iar o altă mențiune, părintelui Paulin Leca, care a studiat teologia cu Nichifor Crainic la Chișinău, i s-a deschis dosar de urmărire pentru că în tramvai l-a lăudat pe Nichifor Crainic. Da, era incredibilă, dar tot nu-și credibilă situație, da. Și gândirea a fost structurată pe un tipar pe care l-a imprimat Nichifor Crainic, poezie, proză scurtă, una dintre primele reviste literare de la noi care au promovat foarte puternic proza scurtă din România, poate chiar, acum nu mai avem noi obiectivitatea niciodată, poate chiar a avut un rol esențial până la urmă, faptul că i-a făcut pe scriitori, pe literații români să scrie proză scurtă. Bineînțeles, orientarea ei a fost întotdeauna tradiționalistă, Nichifor Crainic o numea întotdeauna un tradiționalism dinamic, pentru ca să-l separe de tradiționalismul, spunea el, osificat, care exista în sămănătorism. Nu este o revistă sămănătoristă, este o revistă care vine cu un tradiționalism ortodox, dinamic, care să arate, de fapt, felul în care în cultura română, nu numai în literatură, dar și în arte plastice și, cum încercăm noi în seria nouă, poate și în cinematografie și în muzică, să arătăm, de fapt, cât de importantă era această amprenta noastră individuală, bizantină, ortodoxă românească. Nu vreau să mă întind foarte mult, o invit pe doamna profesoară să ne vorbească puțin despre poezia lui Nichifor Crainic și eu sunt curios să vedem o perspectivă critică, literară. Da. Și după aceea, dacă sunt discuții, o să vreau să-l invit pe părintele Mihai Sămărghizan să se pregătească puțin, să ne vorbească despre ultimul episod public al lui Nichifor Crainic, când vine și participă la nunta părintelui Sămărghizan, fiul preotului la care, în casa căruia fusese arestat în cerbire. Mă rog, poftiți. Cred că eu voi avea nevoie de microfon, bănuiesc că e mai bine așa. Da. Mulțumesc pentru expunerea despre revista Gândirea, era realmente necesar. Obrăbările de la părintele Sămărghizan referitoare la Nichifor Crainic mi-am dat seama că toate sunt provocări și că va fi foarte greu să le răspund. Am și ezitat o vreme până să-i confirm că voi participa la întâlnirea aceasta. Prima problemă grea, nu insurmontabilă totuși, este aceea a poeziei religioase în sine. E o poezie dificil de scris și o poezie despre care e foarte greu să vorbești. De ce se întâmplă lucrul acesta? Pentru că în poezia religioasă primară există o răspundere apăsătoare, grea, a celui care o scrie față de cuvântul pe care îl folosește. Nu un cuvânt cu care te poți juca, pe care să-l poți alege așa fără o judecată foarte serioasă, foarte riguroasă, pentru că este cuvântul prin care se face legătura cu divinitatea. Nu e o comunicare oarecare, aceea din poezia religioasă. Drept dovadă, poezia imnografică bizantină, și eu m-am gândit în primul rând la romanul Rodul, un poet care îmi place, nu se rostea, se cânta. Faptul că era asociată muzica
în procesul acesta de scriere a textului religios era implicit o modalitate de a scoate cuvântul din funcția lui obișnuită de comunicare, o funcție, hai să nu-i spunem profană, ci cotidiană, foarte, foarte concretă, și a-l duce într-o sferă în care poate fi folosit pentru a reprezenta textele sacre. În poezia lui Roman Melodul sunt foarte evidente lucrurile acestea. Există o rigoare extraordinară de gândire, nu așa cum o descoperim în poezia religioasă din perioada interbelică și în celelalte perioade mai moderne. Scriptura nu este încălcată nici măcar cu o virgulă, deci o rigoare teologică excepțională și o exprimare metaforică. Prin metaforă, prin simbol, prin limbajul analogic care este specific poeziei, se produce de fapt revelația divină. Eu am selectat niște strofe din stihurile La nașterea Domnului, fiindcă suntem și în perioada asta dinaintea Crăciunului, ca să vă faceți o idee cum, cum se scria atunci, cum erau imnele lui Roman Melodul. Taina cuvântului e negrăită, înfricoșătoare, celor de pe pământ la toți și oștilor celor de foc. Că el s-a întrupat fără a ști puterile fără de trup și Dumnezeu întrupat se arată. Cum a venit? Nimeni nu știe. De aceea să grăim, bine ești cuvântat cel care te-ai născut, Dumnezeul nostru, slavă ție. Iată, a strigat Fecioara cea curată, eu nasc acum un fiu mai presus de minte și de cuvânt, pe Dumnezeu pe care Isaia l-a arătat lumină, pe toate luminând. Pe aceasta, păzind-o nestricată, a dezlegat păcatul lui Adam. Pentru aceasta să zicem, bine ești cuvântat cel care. E un discurs poetic, în totalitate metaforic și în totalitate riguros. Asta este lirica religioasă primară. De atunci încoace nu ne-am mai întâlnit cu o asemenea poezie religioasă, fiindcă treptat s-a produs un ecart între textul religios propriu-zis, între textul scriptural, care rămâne în cult, da, și poezia ca atare care trece în literatură. Și pentru că s-au dat atâtea exemple și cu icoanele pictate de Părintele Arsenie Boca, același lucru pot să spun că se întâmplă și în poezie. Din diversele epoci istorice, cultural-istorice, pătrund anumite imagini în zona aceasta a poeziei religioase, prin care se definește un univers imaginar specific, dar mereu adaptat la momentul istoric, contemporan. De ce se întâmplă această fuziune a literaturii cu sacrul în poezia religioasă primară? Eu cred că cea mai frumoasă explicație a dat-o tot un teolog, Părintele Dumitru Săniloae, care spune următoarele. Dumnezeu este atât de mare că singură poezia poate încerca să-L exprime. Nu avem limbaj pentru măreția lui Dumnezeu, decât limbajul nu avem limbaj pentru măreția lui Dumnezeu. Bogăția poeziei, mai complexă decât limbajul logic, distinctiv, limitativ, a fost întotdeauna folosită pentru a-L exprima pe Dumnezeu. La Părintele Stăniloae am întâlnit această idee că există o forță egală în poezia religioasă, canonică și literară, pe care, de exemplu, nu mai întâlnim în gândirea lui Nichifor Crainic, unde teologicul domină literarul. Categoric la el, ordinea este aceasta. La Părintele Stăniloae, în schimb, cele două sunt văzute conjugat și, într-un fel, ele explică de ce s-a creat și la mari poeți o răspundere față de cuvântul folosit chiar atunci când n-au scris poezie religioasă. Între toți scriitorii, poetul are atitudinea cea mai gravă, cea mai puternică față de cuvânt, fiindcă poezia este adevăr,
Dacă e un adevăr religios sau un adevăr legat de viața cotidiană, atunci când nu este în adevăr, poetul nu-l poate exprima. Ca să fie mare poet, ajunge un versificator oarecare. Și cei care versifică, știți că înfloresc, înflorind în descriptivism și în retorism excesiv, te îndepărtezi de esența poeziei. Ea se află aici în această regulă pe care o exprimă și un teolog, nu numai criticii literari. E o responsabilitate enormă față de cuvânt și poetul se află, gândesc eu, în contact cu cele mai puternice și mai ascunse energii ale cuvântului. Mai mult decât prozatorul, dramaturgul și ceilalți care lucrează mai mult cu scheme de construcție ale textului. Ei, Nichifor Crainic, în momentul în care este deja la gândirea, nu vine pe un teren gol. Ai spus că este vorba de o revistă tradiționalistă și că Nichifor Crainic este considerat un reprezentant al tradiționalismului interbelic. Și așa și este. Și prietenii și dușmanii tot așa îl consideră. Sigur că cel care îl apropie cel mai mult de tradiționalismul sămănătorist este Lovinescu. Lovinescu nu îl scoate din această formă osificată de reprezentare poetică. Dar de ce se întâmplă lucrul acesta? Poezia lui Nichifor Crainic nu are un univers imaginar propriu la începuturile sale, în primele volume. El se folosește, cum spunem noi în termeni literari, de un intertext, care este intertextul cultural al ruralismului românesc din secolul al XIX-lea. De ce merge Nichifor Crainic la imaginea satului din secolul al XIX-lea? Pentru că el, ca orice om cu atenție spre spiritul sacrului, merge spre tot ceea ce este vechi, căci ceea ce este vechi îl apropie de origini. Și atunci, căutând modelul primar, modelul originar, el se întoarce la reprezentarea pe care o avea la îndemână și care este în imaginarul acesta cultural al ruralismului din secolul al XIX-lea. Și de aceea, nu întâmplător, o să găsim în critica literară, în istoriile literare, referiri la poeții de unde se alimentează imaginile din poezia de început a lui Nichifor Crainic și aceștia sunt mulți dintre pașoptiști, chiar Alexandrie pomenit între ei. Eu aș adăuga și pictura lui Grigorescu, dacă ne este îngăduit să mergem și pe terenul acela, Șteo Iosif, Coșbuc, toți cei care au creat deja o imagine a satului românesc și pe care o regăsim în unele versuri ale lui Nichifor Crainic. Dacă găsesc mai sac peste ce mi-am notat aici. Uitați, de exemplu, în Șesuri Natale. Purtând poveri de roade, trec carele greoaie, cu boi blajini de-a lungul prăfoaselor șosele. Și doina, care în focul văzduhului se înmoaie, îmi cade în gând cu vremea copilăriei mele. Ultima referire duce direct la universul lui Pilat, celelalte le știm din lumea imaginară pe care am descris-o. Pe de altă parte, orice poezie lucrează cu imagine și cu discurs, nu? Discursul lui Nichifor Crainic este inspirat tot din poezia secolului al XIX-lea, din retorismul acesteia. E un discurs retoric, puternic, cum întâlnim, de exemplu, poezia Sus inima. Nu plânge. Pământul părinților tăi s-aprinde de viața atâtor flăcăi căzuți pentru lege și sfânta dreptate și mii de morminte ridică văpăi ca mii de comori îngropate. Asta e Coșbucian, ultimul vers mai scurt. Este o retorică patetică, o retorică inspirată din poezia romantică pe care Nichifor Crainic o folosește în aceste prime volume. Dar treptat sub presiunea acestui imaginar literar se creează viziunea proprie. Și această viziune se bazează, cum spune un critic literar evreu din secolul trecut, Ovid Cromoliceanu, pe puterea de a ridica o zare metafizică deasupra imaginii satului românesc. Asta spune literatura română dintre cele două războaie mondiale și explică de ce s-a întâmplat asta la gândirea.
Nichifor Crainic, prin articolele sale teoretice, doctrinare, consideră că forjând toată spiritualitatea rurală pe credința ortodoxă, pe zarea aceasta metafizică, cultura noastră va reuși să reziste tăvălugului civilizației moderne, mecanizate, care distruge rânduielile tradiționale și care îl îndepărtează pe om de natură. Explicația, cred eu, că este validă, se potrivește cu poezia lui Nichifor Crainic și face, ne ajută într-un fel să înțelegem ce modificare s-a produs în volumul următor, Țara de peste veac, în care se exprimă deja poezia religioasă în adevăratul sens al cuvântului. Nichifor Crainic pare ca un poet care nu îl înalță pe om spre cer, ci trage cerul mai aproape de pământ. Îl aduce pe Dumnezeu între noi și orientarea aceasta a impus-o și la gândirea, dacă ne gândim la poeziile lui Voiculescu, la poeme cu îngeri, și la poeziile lui Arghezi, Blaga, care au fost în anturajul lui Nichifor Crainic de la început și au scris la revista Gândirea. Textele acestor poeți, să știți că se resimt și în poeziile lui Crainic. Sunt unele imagini din creația acestora care se regăsesc în poeme pe care li le dedică. E un poem pe care îl dedică lui Lucian Blata, despre munte. Exact textele lui Blata cu feriga, cu poarta care se închide în spatele poetului. Un altul pe care îl dedică lui Ion Pilat. Dar influența cea mai puternică, analizată de mulți și poate uneori se răsfrânge supărător asupra lui Nichifor Crainic, dar în fine, ăsta este specificul universului lui liric, de a strânge din imaginarul cultural preexistent toate imaginile care îi folosesc. Deci influența cea mai vizibilă este a lui Arghezi, care se vede, de exemplu, poezia Rugăciune. Deasupra zodii, beznă de desubt, mă simt de beznă cu pământul subt. Până și sintaxa Arghezi o preia. Știți că în poezia lui Arghezi o înțelegem foarte ușor dacă așezăm cuvintele în topica lor obișnuită. Mă simt subt de beznă ca pământul. Asta ar fi ordinea sintactică normală. Nichifor Crainic o adoptă structura aceasta arghesiană în poezia lui. Nesoarbe adunc vâldoarea de catran, flămândă gura de leviatan. Suntem fărâmitură aruncată spre foamea lui prăpăstios căscată. Mă zgudui, Doamne, cu pământul scapăt în golul nesfârșit fără de capăt. Și, bineînțeles, un poem foarte frumos, Iisus prin grâu, în care dominant în imaginar este intertextul biblic. I-am pus undeva un semn. Oricum, ideea este că și în volumul acesta, sau mai ales în volumul acesta, se vede clar că poezia lui Nichifor Crainic este ilustrarea gândirii sale teologice. Doctrina estetică se aplică în propria poezie și cu ceea ce are generos în ea și cu limitele pe care le are din punctul de vedere al originalității poetice, pentru că nu-și îngăduie prea multă inovație Nichifor Crainic sub aspect poetic, de aceea lucrează cu imagini cunoscute. Iisus prin grâu. Prin grâul copt, pe unde aleargă șerpuitoarea mea cărare, ce scapătă departe în aur de glorioasă înserare, mi s-a părut că treci, Iisuse, precum treceai pe vremea aceea, gustând în mers prietenia pescarilor din Galileea. Pe părul tău, încununându-l, juca o flacără bălaie și soarele muia veșmântul drumeților în vâlvătaie. Vorbeai și inimile toate se aninau de vorba ta, și le purtai ca o podoabă de ciucuri prinsă la manta. Că vorba ta era mai dulce ca rodiile din Edom și omenea dumnezeirea și îndumnezeia pe om. Treceai și sângera în tine prigoarea crudelor sinedrii. În zări vă așteptau gigantici cu crengi ocrotitoare cedrii. Iar eu părea că merg în ceata de ucenici și ucenice și sparăm și eu pentru cină cu palmele amândouă spice.
eram sobot prea mult al lumii și prea puțin al vrerii tale, ca pământeana grijă, Doamne, m-a târziat stingher pe cale. Pe același galben grâu coboară același glorios apus, dar n-aud vorbele-ți pe care evangheliștii nu le-au spus. Trecură veacuri și cu ele că treci din nou mi s-a părut și-ți caut urma luminoasă în lutul moale s-o sărut. Ei, aici crainic este el. E intertextul biblic reprezentat nu în discursul acela declamator, retoric, ci într-un discurs quasi narrativ în care imaginile au ceva din reprezentarea iconografică naivă, nu din aceea canonică. Există totuși o regulă în poezie, ea trebuie să exprime și subiectivitatea. Dacă nu există un eu liric subiectiv care să se exprime în poezie, nu există nici poetul, pentru că originalitatea poetică acolo se vede mai clar. E o poezie foarte frumoasă din același volum al lui Nichifor Crainic, intitulată Vis, foarte scurtă. Poezia care are, așa, mulțumesc, un univers imaginar de asta dată propriu, un dramatism al imaginilor, care arată, de fapt, direcția pe care voia să meargă Nichifor Crainic. Să-L arate pe Dumnezeu, da, să arate lumea aceasta rurală și ortodoxă totodată ca o matrice identitară, asta este clar la el. Dar în același timp să arate omul cu forța lui, cu slăbiciunea lui, raportându-se și la matricea identitară din care vine, dar și la Dumnezeu. Veți vedea că aici nu se pomenesc asemenea lucruri, dar nu văd în poezia aceasta o premoniție a ceea ce i s-a întâmplat lui. Codrii de întuneric auie împrejur. Unde e lumină, geanați de azur? Vaiete de buhnă în adâncuri sună, vers și ageri ochi de haită căpcăună, îmi azvâr din noapte suliți otrăvite, mlaștină flămândă pasul milânghite. Vreau să prind orbișul razim, dar domoală mâna mea morțește în brezna grea de smoală. Vreau să fug, șerpi, landră îmi enoadă glezna. Vreau să strig, dar gura mea o stupă bezna. Codrii de întuneric auie împrejur. Unde e lumină, geanați de azur? Aici îl găsesc eu pe Crainic cel subiectiv, dar în ansamblu, în poezia lui, cred că nu a dorit să lase frâu liber acestei subiectivități. Dimpotrivă, în conformitate cu propria doctrină, Crainic se consideră reprezentantul unei comunități. La fel ca Goga, cel pe care l-a elogiat atunci când a intrat la Academie. Vocea lui poetică nu este vocea lui, este vocea unei comunități, la Goga. În cazul lui Crainic, vocea poetică este vocea culturii creștine. Deci vocea unei comunități mai abstracte, dar și mai vagi. El vede în cultura creștină nostalgia paradisului, cum spune Lucian Blaga în răspunsul la discursul de intrare în Academia Română. Deci lumea poetică a lui Crainic este constituită în matricea aceasta identitară de pământ și în nostalgia, dar și în tinderea spre înaltul paradisului ceresc. Asta caută omul din comunitatea sa. Și acesta ar fi specificul culturii creștine. Și atunci Crainic devine o voce poetică a unei realități întrucâtva abstracte, dar care este specifică unei comunități creștine care și-a găsit identitatea în acest spațiu. Așa se face că și spațiul imaginarului său poetic nu mai rămâne închis. Este un spațiu deschis spre volta cerească. Am aici o grămadă de lucruri scrise, nu o să vi le spun pe toate. Vreau să trec un pic peste ele ca să ajung la ultima întrebare. Mai este actual Nichifor Crainic? Și părintele Sămărghițan știe sigur că atunci când mi-a pus întrebarea asta, am răspuns repede și categoric nu. Și răspunsul acesta
îl păstrez și acum. De ce? Nu cred că este actuală poezia sa și că și-ar putea găsi un public acum. În primul rând, din cauza discursului poetic, care este retoric și plin de patos. Omul modern nu mai agrează acest discurs patetic. Poezia cu rimă și cu ritm și-a atins, s-a pierdut, da. Se mai scrie și poeții tineri moderni și să știți că niciunul dintre poeții aceștia care scriu discursurile în formă de proză nu au ajuns la un discurs de genul acesta foarte bun fără să treacă prin forma aceea de poezie cu rimă și ritm. Și Nichita Stănescu cu ea a început, de exemplu, ca să luăm un model pe care îl cunoaște toată lumea, dar și poeții aceștia mai tineri. În școala poeziei există obligația aceasta de a trece prin rimă și prin ritm, adică de a învăța să scoți cuvântul din funcția lui de comunicare cotidiană. Numai după ce treci prin școala aceea vei putea să ai forța să scoți cuvântul din funcția de comunicare cotidiană și într-un discurs apropiat de proză. Deci lucrul acesta cred că împiedică sensibilitatea politică modernă să-l accepte, să-l înglobeze pe Crainic și chiar sensibilitatea cititorilor. De altfel, lui nu i s-a modificat discursul nici în perioada în care a fost în detenție, deși acolo Crainic s-a confruntat cu un alt public. Erau cei cărora li se transmitea prin limbaj morse poezia și în momentul acela, sigur că funcția socială a poeziei era primară, era legată cumva de funcția ei teologică, dar devenea o sursă de supraviețuire pentru niște oameni care puteau să moară fără hrana aceasta. În momentul acela, Crainic a gândit într-un fel la soarta poeziei și a scris într-un articol, Întoarcerea la folclor, niște cuvinte uluitoare. Da. Exista un gol în spirit ce trebuia umplut în închisoare, da? O nevoie de a evada din scârba cotidiană, o groază de animalizare, o probă dată ție însuți că mai ești capabil de a fi om, o sete de purificare ozonată, o pornire aproape organică de a identifica cu ceva frumos. În închisoare, oamenii cred că prima formă de manifestare a spiritului a fost rugăciunea, impusă de puterile mai presus de om. Dar imediat după ea a urmat poezia. Vedeți că e diferit un pic de Părintele Stăniloae, care le vedea pe amândouă deodată, într-o creștere. Pentru Nichifor Crainic, dominantă este teologia. Dar să nu credem că nu se scrie și în contemporaneitate poezie religioasă frumoasă. Se scrie. Și vreau să vă aduc în atenție doar fugar așa, numele unui poet care a murit, Daniel Turcea, nu știu dacă ați auzit de el dumneavoastră, cred. Dar poate publicului larg este mai puțin cunoscut pentru că nu s-au publicat foarte mult cărțile lui, nici n-a scris multe, a avut o primă carte, Entropia, în care făcea o radiografie a societății de atunci, în 1970 parcă a apărut, erau anii 70 oricum, era o societate în descompunere, haotică, în dezorganizare, apoi în 1978 publică Epifania și în 1979 și moare. A făcut și el o experiență a recluziunii, foarte tânăr, era fizician de meserie, Daniel Turcea. A făcut și el o experiență a recluziunii, dar a unei închisori a trupului. A fost bolnav de cancer și s-a târât atunci prin spitale, mijloacele de vindecare erau puține și nu a fost salvat. Dar spre sfârșit, poezia lui a devenit un fel de poezie religioasă care cred eu că e apropiată de poezia aceea religioasă primară. Au fost publicate niște manuscrise pe care le-a avut Părintele Anania în custodia domniei sale într-un volum intitulat Cântecul Treptelor. Și o să vă citesc doar două poezii scurte
din volumul acesta cu întrebarea aceasta: simțiți că este poezie religioasă? Deși nu seamănă deloc cu poezia lui Crainic, nu are versificație, nu nimic. Este, una se intitulează Rolul rugăciunii. Al respira pe Dumnezeu. Îl inspiri și expirând îi grăiești. Mort trupului, ești viu desăvârșirii. Pasăre în splendoare te odihnești. Este religioasă poezia, extraordinară, extraordinară. Apoi, zbor. Trupul, prin mărturisire, devine lăcaș curat Duhului Sfânt. Biserică, primindu-l prin împărtășanie, dacă sufletul nu se amăgește, nu lucrează ale morții. Viu va fi veșnic. Exact. Deci se scrie poezie religioasă, sensibilitate pentru poezie religioasă există și va exista cât este omul pe pământ. Sensibilitate pentru discursul liric, care este al poeziei lui Nichifor Crainic, eu cred că acum nu mai există. Asta nu înseamnă că poezia aceasta nu trebuie cunoscută și nu trebuie citită. Eu nu, exact, eu nu cred, cum spun unii istorici literari, unul dintre cei mai mari a spus la un moment dat de Octavian Goga, că poezia lui va dispărea în momentul în care va dispărea satul tradițional, așa cum și-l imaginează el. Păi, poezia n-a dispărut, nu este atât citită cum era înainte. Deci există interesul acesta documentar, istoric, pentru poezie, dar e mult ancorată într-o realitate istorică, istoricitatea discursului liric. Dacă acesta se înnoiește și vine spre o formă modernă, cum este cea din... Eu le-am ales pe cele mai scurte, dar să știți că este o carte extraordinară, Cartea Treptelor. O carte extraordinară. Așa se explică de ce și mișcarea gândiristă a încetat. Că s-a dorit continuarea ei și a încetat, pentru că nu mai ia. Dar gândirea își poate găsi o cale și aici cred că lecția lui Crainic întrucâtva poate să folosească acestei reviste, fiindcă Crainic a fost foarte lax, să spun așa, poate că nu cel mai potrivit cuvânt, dar foarte îngăduitor, să zicem, e un cuvânt mai frumos, mai vechi și mai frumos, cu formele discursului liric pe care le-a îngăduit la gândirea. Importantă era structura aceea teologică, dar altfel se putea scrie și în stilul lui Arghezi și al lui Adrian Maniu, care după aceea a fost între avangardiști, deci cu un discurs poetic foarte, foarte modern. L-a primit acolo pe Tudor Vianu, care avea un discurs raționalist și în contradicție cu orientarea gândiristă. Cred că soluția aceasta a lui Crainic de a fi foarte liber față de vocile pe care le strânge în gândirea, cu o anumită coerență, poate fi o soluție pentru revistă. A fost în momentul acela și poate fi și în momentul acesta. Da. Vă mulțumesc, domnule. Eu formulasem așa un răspuns, să vă dau o replică, de ce în poezia religioasă autorul nu poate fi subiectiv până la capăt. Dar să răspuns mult mai nuanțat, rămâne pe film și o să transcriem și o să chiar să vă propun să ne dați și o să pun și exemple din celelalte de aici. Da, există, da. În secolul al XX-lea există tendința aceasta de a introduce în poezie eul liric impersonal. Tot ce a fost subiectiv în secolul al XIX-lea a fost legat de romantism, s-a declasat, se spune, în poezie, prin faptul că s-a cultivat prea mult o poezie sentimentală și o poezie de confesiune. Și atunci tendința este de a introduce un eu liric impersonal. Toți moderniști încearcă asta, parnasienii, simboliștii toți. Crainic face și el lucrul acesta. E un soi de eu liric, dar nu impersonal. E eul acela abstract care e proiectat de cultura creștină. Nu e el, e... Nu te poți desprinde, ca teolog, nu se poate desprinde de acest fond, pentru că exact. Asta e ființa lui, asta e, da. Da, dar este și tendința secolului al XX-lea, e varianta tradiționalistă, nu cea modernă. Da. Mulțumim frumos, o să spun și eu un gând de
față de opera lui Nichifor Crainic. Eu o consider foarte actuală, de fapt. Ce s-a întâmplat? Această generație, această mișcare a gândirii a fost aruncată în temnițele comuniste, cei mai mulți membri ai ei, și ei au fost interziși în țara aceasta, interziși atât înainte de 89, cât și după 1989, până în prezent. Opera lor n-a fost recuperată, din păcate au fost formați profesori universității noastre, care, ale căror minți au fost otrăvite. Li s-a spus că mișcarea gândirii este de fapt o mișcare retrogradă, niște dezinformări. Țin minte când eram clasa 10-a și când a venit vorba de gândirism, erau două pagini și erau poezie de Nichifor Crainic. Și profesoara ne-a spus, de limba română, ne-a spus clar, astea le citiți voi acasă, asta e vorba de ortodoxia, e de o poezie religioasă. Eu, de fapt, când am descoperit seria nouă a mișcării gândirea de la Sibiu, am considerat că am descoperit o comoară și am părtășit-o și celorlalți. Ceilalți s-au regăsit în acest duh, în acest spirit. Că, de fapt, Nichifor Crainic și părintele Arsenie Voca l-au făcut contemporan pe Iisus Hristos. A spune că mișcarea gândirea nu mai este actuală, a spune că ortodoxia nu mai este actuală. A spune că părintele Arsenie nu mai este actual. Să nu facem confuzie între actualitate și soteriologie, salvare. Când vorbesc de Nichifor Crainic, când mă gândesc la Nichifor Crainic, mă gândesc la opera lui literară, mă gândesc la opera lui publicistică. De ce credeți că nu se publică? El a publicat poate la fel de mult ca și Mihai Eminescu. Căutați-le, de fapt. E vorba de receptare. Vorba de receptare. Societatea nu mai are sensibilitatea... Din păcate, societatea actuală, elitele universitare, practic se tem să vorbească de Nichifor Crainic. Mergi la facultățile de literatură, de filozofie și le e frică. Nu, Crainic e interzis până în ziua de astăzi. Se știu lucrurile acestea, la fel cum părintele Arsenie Voca e interzis cumva, e minimalizat. De fapt, ei nu pot opri mișcarea aceasta care vine de dincolo de lume, de la Duhul Sfânt. Ucenicul lui Crainic, Vintilă Horia, ajunge să fie premiat la Paris în 1960, imediat îi se înscenează un proces, e nevoie să fugă, să stea prin Argentina. Asta, Turcia, sunt niște răspunsuri foarte clare, nu trebuie să ne amăcim cu lucrurile acestea. Poezia religioasă. E poezie mai foarte de dogmatică decât de literatură. Nu se vrea, de fapt. De fapt, toți cei care îl citesc pe Crainic, în facultățile de teologie nu se vorbește de Nichifor Crainic. Nu se vorbește de părintele Arsenie Voca. Din contră, sunt răspândite diverse zvonuri despre ei. Dar în facultățile de litere se vorbește despre ei. Se vorbește negativ. Din păcate, v-am spus cum se vorbește. Ce catalogat? Cunosc oameni care au absolvit facultatea de litere. Vă spun, se bazează pe Dumitru Micu și pe alte monografii denigratoare. Profesorul care au doctoranți este Cornel Ungureanu de la... Timișoara, a fost Victor Grecu la Sibiu, care aveau doctoranți în poezia religioasă și în Voiculescu și în gândirea și în Crainic. Dar e vorba de interpretare, vedeți venind cu niște, dacă are o bază teologică, de fapt. Și ceea ce e recomandabil pentru toți creștinii din biserică, să fie cateizați, să aibă niște noțiuni minime. E imposibil să nu te atingă opera lui Crainic. Și de fapt să nu simți că de fapt el a actualizat în secolul 20 mesajul Evangheliei pe pământul acesta. Și au fost niște oameni, vă dați seama, 15 ani a suferit în temnițele comuniste și vine, recunoaște Monica Lovinescu, află cu întârziere despre moartea lui Crainic și scrie într-o istorie pe unde scurte, poezia lui Nichifor Crainic a salvat vieți în închisorile comuniste, scopul suprem al poeziei. Sunt alte mărturii. Nicolae Enescu spune, poezia lui Nichifor Crainic, nu terciul era așteptat și cursul lui Nichifor Crainic, predica lui Nichifor Crainic era așteptată duminică dimineața. Poeziile lui Nichifor Crainic și ale lui Radu Gir ne-au salvat, au suplinit antibioticele. Deci, vedeți, și acum sunt critici literari, țin minte când a fost invitat un critic literar foarte cunoscut, la Trinita, sau la emisiune Trinita, foarte cunoscut, la toate lansările, când i s-a pus întrebarea, haideți să vorbim puțin despre poezia din temnițe. Face, nu vorbesc, e un subiect interzis pentru mine. Dacă știam că o am asemenea întrebare, nici nu venea la emisiunea dumneavoastră.
Deci așa se, sunt tratați, de fapt, secundanții. Deci, haideți să amunecăm așa înspre partea de povești. Să amunecăm un pic așa înspre partea de povești. O să vă spun o poveste legată, nici, nu e legată nici de Nichifor Crainic, nici de Arsenie Boca. Este legată de preotul în casa căruia a fost arestat Nichifor Crainic. Pentru că atunci când momentul care este arestat, episodul arestării apare în volumul de memorii, spune frumos, Crainic cobora din munt, din deal, veneau de la brânză, fuseseră să ia brânză și cumorau un suflet cu toate florile, nu știu cum scrie acolo foarte poetic Crainic. E bine, este arestat împreună cu preotul Ioan Sămărghițan din Cerghit și în momentul respectiv preotul lui Ioan Sămărghițan, el avea patru băieți acasă și soția lui era însărcinată. Și pentru că este aici fiica părintelui Ion Sămărghițan, după ce se reîntâlnește, cel puțin așa o țin minte să îmi spună părintele Mihai, dacă nu e așa, când se reîntâlnește soția cu părintele Ioan, soția Constanța, îi spune, hai să spun în sfârșit, el își dorea foarte mult o fată, avea patru băieți și ei, în sfârșit ai o fată. Zice, da, dar eu știu lucrul acesta. Cum, de unde știi? Pentru că eu am visat că în închisoare la Iud a venit un înger și mi-a adus o floare și am înțeles atunci că cea pe care am lăsat-o în urmă însărcinată a născut o fetiță și n-am mai născut un băiat. M-a, probabil că eu n-am spus-o cu toate amănuntele pe care le știu cei descendenți. Dar apelez la părintele Mihai pentru că mi se pare important. Episodul acesta al vizitării lui Crainic la Sibiu, când a venit pentru nunta voastră. O să ne povestiți un pic. Crainic vine deci la nunta fiului părintelui în casa căruia fusese arestat. În altul Mladin nu era în Sibiu. Eu știu povestea, dar vreau să vă fac. Da. Asta este chiar episodul lui Crainic, da? Când se anunță în ziarul Scânteia arestarea sa. Haideți să vă știți că e prea frumos, e prea arestarea lui Nichifor Crainic. El era ascuns în casa unui preot din județul Mureș. În ziua de 24 mai, plutonierul major de jandarm Ion Rodeanu, șeful postului Ungheni, județul Mureș, a reușit să aresteze pe odiosul criminal de război Nichifor Crainic, fost ministru în guvernul trădător antoneștian. După 23 august 1944, Nichifor Crainic a fugit cu trupele nemțești și a făcut parte din guvernul fantomă al lui Horia Sima. Erau deja invenții. Da. Mă rog, era în faza de atunci că au pus mâna pe acest mare dușman al poporului. Părinte Sămărghițan, spuneți-ne ceva despre acest episod sau altele. În cartea de memorie a lui Nichifor Crainic, părintele Mihai apare ca Mihăiță, cel care îi încurca foile, în 5 ani avea, îi încurca foile și se juca 3 ani și se juca cu lamele lui de ras. Bună seara. Nașterea lui Hristos să ne fie la toți de folos. Deștiți asistență, Călin mă provoacă să vorbesc despre o întâlnire directă cu Nichifor Crainic. Dar când vrei să aduci la iveală anumite adevăruri, trebuie să vorbești și de întâlniri indirecte cu cel pe care vrei tu să-l faci direct. Indirect m-am întâlnit cu Nichifor Crainic cu 61 de ani în urmă. Am intrat pe băncile seminarului teologic din Cluj la 1 octombrie, deci 1958. În 30 octombrie a murit episcopul românilor din America, Policar Morușca, fratele bunicului din partea mamei. Am fost invitat la mormântarea lui Policar, la Alba Iulia, episcopul Teofil Herinanu de atunci, m-a chemat la dânsul
și m-a întrebat, dealul care să Mărghițean, e dealul crainic sau dealul celălalt? Tata mai avea un frate preot, care terminase teologia la Cluj. Tata a terminat ca student al lui Nichifor Crainic la București. Eu, sigur, copil de nici 14 ani, i-am spus de alu Crainic. Auzind de Crainic oarecum în familie, că tata evita permanent, nu numai eu, că eu eram mic la acea oră înainte de arestare, dar după arestare, întrebându-l pe tata și frații mei mai mari, tata evita, asta nu-i problema voastră, voi vedeți-vă de carte, vedeți-vă de școală, și nu cumva, prin comportamentul vostru, să fiu chemat de conducătorii școlii voastre. În momentul acela, episcopul Clujului a zis, tu rămâi consemnat în seminar și nu te duci la mormântarea unchiului tău. Sigur că i-am comunicat părinților, mai ales lui mama și lui tata, și atunci zice, nu, faci ascultare episcopului, rămâi acolo. Cu Nichifor Crainic m-am întâlnit și în anul 4 de seminar. Manualul de limba română scria despre Nichifor Crainic 4-5 rânduri. Profesorul Vasile Văltan, directorul seminarului, intră cu catalogul în curs, citește cele 5 rânduri, își ia catalogul și pleacă și în drum spre ușă la ieșire, zice, cei care vă interesează mai mult de Crainic, întrebați-l pe Sămărghițean. Repet, nici 14 ani nu aveam. Un singur coleg a venit în pauză și zice, mă, Mișule, dar de ce o zici, Băltan, să te întrebăm pe tine, tu-l cunoști pe Crainic? Zic, măi, nu-l cunosc, doar din auzite. Noi am fost educați cât Crainic a poposit în casa părinților, că el e fratele lui tata și îi ziceam unchiule. Eu și atunci încă aveam în memorie acest cuvânt de unchiule. Zic, mă, nu, e unchi, mi unchi și așa. Și cu aia s-a terminat, că amândoi eram copii, ce mai. Am ajuns la Sibiu, cu ajutorul lui Dumnezeu, și când am intrat la Institutul Teologic, atunci de grad universitar, când m-am prezentat la secretariat pentru scriere, și atunci am fost întrebat, tu ești de alu Sămărghițean, alu Crainic? Da. Ei, aici n-am întâmpinat absolut nimic, din întâlnirile la care eram provocat, dacă îl cunosc sau nu îl cunosc, dacă eu sunt cu tare, dacă în tatăl tău l-a găzduit și așa mai departe, eu neștiind adevărurile, pentru că niciodată nu ni s-au spus, le-am descoperit concret după ce am terminat teologia, am fost angajat la centru eparhial. După câțiva ani am ajuns la serviciu personal al mitropoliei. În 1970 și sigur preluând acest serviciu, când am fost numit în funcția de consilier la mitropolie, am primit un telefon de la comandantul securității de aici din Sibiu. Am aflat că aveți în subordine peste 3.000 de preoți. Zice, vreau să ne întâlnim. Imediat am informat pe înalt preasfințitul Nicolae Mladin și zic, mitropolitul m-a îndemnat, du-te. Mi-a dat întâlnire în Dumbravă, vezi că te așteaptă cineva la o clădire, coboară scările, nu vă salutați, îl urmați și el va duce la mine. Ne-am dus, era o masă rotundă acolo și prima întrebare, ce știi de Nichifor Crainic?
I-a spus, domnule comandant, nu știu nimic pentru că tata nu ne spunea niciodată nimic. Zice, lasă că spun eu. Și-a început comandantul să-mi vorbească de crainic extraordinar. Încheind, zice, dacă eu aș avea 5 oameni lângă mine ca tatăl tău, aș fi mare. Deci iată că totuși numele lui Crainic era prezent în conducerile securității, pentru că vă pot mărturisi că nu e niciun secret. Toți frații aveam dosar de urmărire. Dosarul meu era intitulat de CNSAS, dosarul Crainic. Sigur că m-am și judecat de acest motiv cu CNSAS-ul, am câștigat procesul și acum revin la ceea ce mi-a cerut Părintele Călin. Întâlnirea directă cu Nichifor Crainic a fost la nunta noastră. Tata ne-a informat de Punelu, celălalt frate al meu de aici din Sibiu, l-a așteptat pe Nichifor Crainic la gară. Noi nu-l cunoșteam. Nu ne-am întâlnit și după câteva ore mă sună secretarul eparhial, Părintele Dumitru Călugăr, era viitor profesor la teologia noastră, zice, Mihai, hai până la noi, la centru, că te cheamă Nichifor Crainic. Călin a menționat, mitropolitul Vladin de atunci era în concediu la Felix și i-a dat telefon părintelui Călugăr, zice, vezi să îl cazez pe profesorul meu în dormitorul Șaguna. Părintele profesor știe acest dormitor, care este până astăzi păstrat ca dormitorul Șaguna. Mă duc imediat la mitropolie și atunci am dat față către față cu Nichifor Crainic. Când m-a văzut, prima întrebare care mi-a pus-o, zice, Mihăiță, te rog să-mi spui dacă ai suferit ceva din cauza mea. Zic, unchiule, că și atunci i-am spus, unchiule, a rămas impresionat. Unchiule, dimpotrivă, oriunde s-a pomenit de Crainic, mi s-au deschis toate ușile. Se uită la mine și zice, nu vorbi. După câteva ore, a sosit tata. Pentru că era invitat, desigur, de tata. Și Crainic n-a venit pentru Mihăiță la nuntă, a venit pentru tata, pentru că nu se mai întâlnise de la arestarea lor, din 1947. Nunta a avut loc în 1968, în 27 iulie. Ne-am dus cu tata la mitropolie și nu vă exagerez și acum am mari emoții. Crainic a căzut în genunchi înaintea lui tata, i-a sărutat mâna și zice, Ioane, te rog să mă ierți. Și curgeau lacrimile. A urmat nunta religioasă în catedrală și ne-am dus la restaurantul Unicum. Pe strada Tribune era atunci. Dumnezeu a rânduit, sigur, prin Crainic să am foarte mulți colegi la nuntă. Pentru că au aflat că vine Crainic și vroiau neapărat să-l vadă. Ei, când am intrat după slujba religioasă în restaurant, colegii mei s-au așezat pe două rânduri și în momentul în care a intrat Crainic în sală, au început imnul Gaudeamus. Îi curgeau lacrimile lui Crainic ca unui copil. Colegii mei vreau neapărat să tot să-l provoace pe Crainic să spună ceva. N-a spus absolut nimic, niciun cuvânt. Și de ce să n-o spun? La acel moment, toată securitatea Sibiului
era în jurul mitropoliei. Știau că e Cranic în centru și sigur, probabil, gândindu-se Crainic să nu facă și atunci vreun rău cuiva, mai bine s-a rezervat și n-a spus absolut nimic o noapte întreagă. Dar eu aș încheia sărbătoarea de astăzi închinată acestor doi titani ai Ortodoxiei Românești cu textul Sfintei Scripturi. Aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu. Priviți la viața și sfârșitul lor și le urmați credința. Sărbători fericite! Dacă sunt întrebări din partea dumneavoastră pentru cei... Acum îmi dau seama, acum am realizat, probabil că era bine să fi făcut o scurtă biografie și a lui Nichifor Crainic, dar cred că cu altă ocazie, așa cum am făcut-o amănânzită a părintelui... O scurtă completare. Un an înainte, Nichifor Crainic participase la hirotonia cu episcop al Nicolae Vladi, ca mitropolit al Ardealului, de fapt. A participat în 1967. Ceremonia a avut loc la București, în Catedra Patriarhală. Am găsit documentul în care se spune că Nichifor Crainic a fost prezent. La sfârșit a mers și l-a felicitat pe fostul său student, după cum a scris și părintele Ică de aici și alții. Dar după aceea Nichifor Crainic n-a fost primit la masă. După aceea și Vladin a avut un destin aparte, în sensul că despre acest lucru a scris puțin domnul Costin Manolu într-o carte împreună cu părintele Ioan Peană. La un moment dat, Nicolae Vladin a refuzat să semneze acea adeziune, acea laudă către partid și către autoritățile comuniste. Părintele Peană mi-a spus și scrie și domnul Costin Manoliu, ca să menționez ursa, treacă doar un mic amănunt. S-a întors la părintele Peană și părintele Peană mi-a povestit personal, când, în timp ce urcam la chilie undeva. Și s-a întors la mașină, că părintele Peană era șoferul mitropolitului Mladin. Și a zis, Ioane, gata, n-am mai scris. Când s-a întors la Sibiu, s-au închis toate ușile. Părintele Peană a fost marginalizat. După aceea el a fost, bineînțeles, trimis forțat, i s-a eliberat un certificat fals de la psihiatrie, trimis la Mănăstirea Sâmbăta, unde era umilit de unii dintre cei care îl îngrijeau. Era trimis la Spitalul Nou în București și îi se făceau injecții ca să-l termine de tot. Iată soarta unui ucenic de-a lui Nichifor Crainic, pentru că Vladin făcuse teologia la București, după aceea predase un curs de mistic ortodox aici la Sibiu, care s-au publicat niște notițe. A fost tuns în monahism, dar nu mă știu, chiar la Mănăstirea Sâmbăta. E o întreagă istorie care trebuie redescoperită, din păcate nouă nu ni s-a predat. Nici la Facultatea de Teologie, nici la televizor, nici în presă, nicăieri. Noi mai întâi trebuie să-i cunoaștem și după aceea, dacă avem critici la adresa lor, bineînțeles să le spunem. Dar noi am fost văduviți de foarte multe. De multe și în continuare. Istorie pierdută, istorie întreagă. Deci, sunt îngropați de fapt. Da, mulțumesc. Da, redescoperiți. Nu pot decât să vă poezia în Ucraina. A, da, avem sigur, da, caut. Dacă sunt întrebări din partea dumneavoastră sau alte lucruri care credeți că ar fi interesante să fie aduse în vedere. Și acum să-i ascultăm vocea lui Nichifor Crainic. Cele câteva poezii pe care le voi spune fac parte dintr-un ciclu care alcătuiește un volum nescrise de mine,
ci compuse în gând, în 15 ani de constrângere, în care nu se putea avea niciun chibrit în mână, necum un condei. Nu e nevoie să spun mai mult, pentru că se poate înțelege despre ce e vorba. Vă voi citi întâi o poezie în care este vorba despre cei care au dispărut, fiindcă era un loc în care mai mult se dispărea decât se trăia. Poezia se intitulează Unde sunt cei care nu mai sunt? Întrebat am vântul, zburătorul, individ pe care aleargă norul către albastre margini de pământ. Unde sunt cei care nu mai sunt? Unde sunt cei care nu mai sunt? Zișa vântul, aripile lor mă doboară nevăzute în zbor. Întrebat am luminata ciocârlie, candelă ce leagă în întărie, unde lemnul cântecului sfânt. De unde sunt cei care nu mai sunt? Unde sunt cei care nu mai sunt? Zisa ciocârlia, s-au ascuns în lumina celui nepătruns. Întrebat am bufnița cu ochiul sferic, oarba care vede în întuneric tainele neprinse de cuvânt. Unde sunt cei care nu mai sunt? Unde sunt cei care nu mai sunt? Zisa bufnița, când va cădea marele întuneric, vei vedea. Vorbește profesorul Dumitru Stăneraie. Vilejul, dacă ne-am cânăpinește crainic. Toți cei ce vă înconjoară aici astă seară pentru a vă sărbători la frumoasa vârstă de 80 de ani, își mărturisc iubirea lor față de dumneavoastră, cei mai în vârstă o iubire veche rămasă statornică, cei mai tineri o iubire nouă, dar numai puțin fermă. Dar ei sunt numai o mică reprezentanță a numărului indefinit de mare ce vă prețuiesc și vă iubesc în toată țara. Așa să ne socotiți și pe noi, cei câțiva participanți ai lumii teologice și bisericești prezenți aici, ca o mică parte din marele număr al ucenicilor și prietenilor dumneavoastră din acest plan al vieții românești, în care ați fost activ și ați avut o mare și binefăcătoare influență. Personal, iubite domnule profesor Nichifor Crainic, mă leagă de dumneavoastră două lucruri importante și m-au atras de la început spre dumneavoastră aceste două lucruri mari. Am iubit în dumneavoastră pe iubitorul Transilvaniei, de curând dezrobite în anii de după 1920. Ați făcut parte din generația care a mers voluntar în războiul pentru întregirea neamului și v-ați dat seama că domnul cel mare dintre Făt Frumosul de Dincoace de Carpați și Ileana Cosânzeana de Dincoace de Carpați, după întâlnirea lor, trebuia să continuă într-o iubire tot așa de mare. A fost cel care dădea exemplul. În fiecare duminică colindați orașele din Transilvania, creindu-vă legături, mărturisindu-vă dragostea pentru Ardeal, ținând conferințe, lucrând la sfidarea sufletească a noastră
cu frații de pretutinde. În al doilea rând, ceea ce m-a atras la dumneavoastră la început a fost timbrul popular al gândirii și al scrisului dumneavoastră. Erați, cum s-a spus aici, în linia lui Coșduc și Goga, acea înțelegere și iubirea satului, a satului adâncit, a satului în specificul lui spiritual, pe care cei mai dinainte nu îl descoperiseră în toată frumusețea lui. Ați adus acea gândire și acea spiritualitate populară românească care a ținut acest popor în decurs de sute de ani, la începutul existenței lui, care i-a dat aproape singurele mângâieri și care i-a dat cea mai mare putere pentru a rezista aici, la poarta dinspre, de unde veneau valurile otomane ca să cutropească totul. Ați fost acela care ați militat ca să faceți acest crez să fie înțeles și în cultura noastră, să transpuneți în forme accesibile, moderne, acest crez, pentru ca să însemne și el ceva în cultura noastră românească. Pentru că acest crez era deopotrivă înalt și era deopotrivă de popular. Poporul nostru pusese un timbru special din el, încât devenise un crez și o putere de viață românească. Și dumneavoastră nu v-ați mulțumit să prezentați pe plan abstract, pe plan metafizic, acest crez și să trageți din el toate consecințele practice, consecințele iubirii de om, consecințele demofilice care se ascund în el și să trageți și acea consecință a bucuriei sobornicești de toate bunurile pământului românesc, idee pe care ați dezvoltat-o mai ales în anii din urmă la glasul patriei, cu care v-ați îmbogățit scrisul, prin care ați actualizat propriu-zis ceea ce termina în scrisul dumneavoastră de la început. De aceea noi socotim cei ce vă iubim și cei ce vă prețuim că sunteți un precursor atât în atragerea atenției asupra acestei spiritualități populare, cât și asupra acestor concluzii de sobornicitate românească care le-ați dezvoltat și le-ați. Sunteți un precursor pe care vă vor prețui așa cum vă prețuim noi cei ce vă iubim din două sau trei generații, vă vor prețui și vă vor adânci și vor înțelege și vă vor relua generațiile care vor urma. Iubite domnule profesor, acum 80 de ani, Moș Crăciun a adus într-o casă țărănească din apropierea Bucureștiului un dar neprețuit, nu numai pentru casa aceea, ci un dar neprețuit și netrecător pentru toată cultura românească. Să trăiți la mulți ani! Deci înseamnă că era acum 50 de ani era discursul. Vă mulțumim foarte mult pentru răbdare, pentru curiozitatea dumneavoastră.